Hai, începem? Mm-hmm. Bun. Salutare, tatăl meu, sunt Saic. Bine ați venit la podcastul în persoană pe canalul FOMO Vlogs. Eu sunt Emi în persoană, acesta este podcastul în persoană și alături de mine este, dacă pot numi așa, dacă îmi permit să numesc așa, un prieten de pe internet, ceea ce este foarte rar de când m-am apucat să fac chestia asta. Este pentru prima oară pe canalul acesta Saic în persoană. Vă pup, chat. La salutare, salutare. Mulțumesc în primul rând pentru găzduire. Pisicuța, e pisicuța mea pe care am salvat-o de pe stradă. Asta mi-ai pus, ce nume are pisicuța? Bă, teoretic am salvat-o din zăpadă, deci aș vrea să-i zic snow, dar noi îi zicem motancu. Motancu? Da, nu știu, că e un motan tank. Era tank la burtă când l-am luat. Eu cred că mâncase ceva parazit. Spune multe despre tine chestia asta, stai, că ai salvat o pisică de la zăpadă. Apropo, fiind la Saica acasă, dacă o mai vedeți pe Nana pe aici, să știți că e de acasă ei. Mi-a făcut un gin foarte bun. Nana face un gin foarte bun. Am voie să zic chestia asta? Da. Nu, mi-a pus un Pepsi roz, nu știu ce să zic. Da, mi-a făcut un gin foarte bun și m-a amețit puțin. Saic, zic ceva despre tine, Saic, pentru că, uite, eu îmi place să îmi imaginez cum bunica mea se uită la podcasturi și probabil nu te știe bunica mea, pentru că... Probabil multă lume nu mă știe, pentru că majoritatea copiilor care se uită la mine sunt copii. Ok. Majoritatea abonaților, că am zis majoritatea copiilor, îmi pare rău, chat. Majoritatea abonaților care se uită la mine sunt copii. Deci, bă, cred că tu ai un public mai matur, deci probabil mulți nu mă da, știți. Da, 18-24 de ani, cam așa e. Ba, așa arată și la mine pe statistici, da? Gen, no! Majoritatea care vin să facem poză cu mine sunt copii și, da. Să știi că la mine, să știi, vin persoane de vârste de copii între 18-24 de ani. Nu prea au venit copii la mine. Da. Ceea ce e mai bine, că na, ai la podcast, vorbesc bă, mai depinde, multe sunt avantaje și dezavantaje, dar o să discutăm, adică încă o să spun care sunt avantajele cu... De fapt, a fost o situație, mi-aduc aminte, și acum o fetiță de, nu știu, cred că 12 ani a venit la mine și a zis, mi-am plac foarte mult podcasturile tale, ultimul podcast fiind tare, cel cu Bia da, Khalifa. Ok, mai tare. Nu e foarte... Și am zis, nu te mai uita! Unde e mama? Și următorul cu Emma Carter. Aoleu, da. Da. Nana s-a uitat la podcastul cu Emma Carter. Da, știu, mi-a văzut pe tot în timp ce se machia. Apreciez, Nana, că... Eu l-am văzut pe TikTok. Ai dat subscribe la canal? Normal. Chiar? Da. Ok, o să cer dovada pentru chestia asta și primești abonare și din partea mea. Dar chiar, mă, ia zi-o. Psych, tu cum te-ai apucat de... Bă, da, gen, ai zis să mă prezint și nici m-am apucat să mă prezint. Am trecut peste, total. Prezinte-te, te rog. Bun, eu sunt puțin amețit. Bă, o persoană random de Târgoviște, adică sunt un copil. Nici nu știu cum am făcut 19 ani, eu încă mă simt copil. Adică încă sunt copil, teoretic, nu? Cireașe Darius mă cheamă, Valentin. Cireașe. Cum vrei să zic la podcastul ăsta? Vrei să zic Darius sau Psych? Bă, nu vreau să-mi zici Psych. Nu vreau să-mi zici Psych. Ok. Ok. Bă, și nu am multe chestii speciale, adică mie îmi place să fac content și overall nu știu cum am prins pe net și mă bucur că mă susțineți și cam atât. Adică mă joc Fortnite. Vreau să povestim puțin. Vreau să povestim puțin de cum ne-am cunoscut noi doi, cum am ajuns să facem podcastul ăsta. Din nou, să puțin amesi dacă mi-e cuvintele puțin prost, e din cauza Nanei. Eu prima oară când te-am văzut pe tine, mi-a apărut pe For You și încercam să zic de chestia asta înainte să filmăm, mai bine ți-o zic pe cameră. Era în perioada când eu făcusem podcastul cu Christy Hope, care a fost puțin controversat. Am crezut că tu faci un podcast că tu urmează să faci un podcast cu el. Nu știu, să mă ataci puțin cu chestia asta și am zis, mamă, gata, o să fac acum un podcast, că faci podcast cu el, da, și o să zici tu, mamă, ce rău s-a făcut de mine în persoană acolo, dar... Am eu s-a gândit departe. Da, bă, chiar am gândit departe. Să fac eu podcast. Că nu m-am gândit că o să-mi iau, că nu o să fie atât de controversat, dar după aceea ne-am întâlnit pentru prima oară, dacă nu greșesc, la festivalul Hustle. Nu știu dacă atunci, eu nu mai am idee cum naiba te-am cunoscut. Cred că la Hustle. La Hustle. La Hustle ne-am cunoscut. Da, atunci am cunoscut în școală, dar vreo săptămână, adică nu. Te-am cunoscut pe tine, pe... Eram pe... mai mult încântat de Ana, adică eram wow. Okay, adică ieri am cunoscut în Canada o săptămână, nu mai țin minte exact. Săi, n-a fost după Bass House? Ba da, fix la 5 zile. Eu eram puțin fanboy
când a venit vorba de tine. Da, mă, că venea și ne întreba cine a câștigat și nu voiam să-i spunem. Dar eu știam cine a câștigat. Da, mă, știu că știai, da. Așa, eu știam cine a câștigat, doar că voiam să știu toate inside-urile din Bass House, pentru că mi-a plăcut sezonul cu tine și mi se pare că tu ai făcut sezonul. Eu cu tine am ținut. Hai, bă, lasă-mă vrăjeala. Bă, îi dau mesajul lui gagică mea acum, gen, băi, Mișa, cu cine am ținut în Bass House? Și tu și eu. A, da, Mișa i-a plăcut de tine. De tine, aici, mă, da. A zis că, a zis că ești foarte simțită și că ești o fată cum se cade. Băi, eu pe tine te știam de pe TikTok, înainte să ne întâlnim la Hustle. Uh-huh. Dar, nu știu, nu mi-am format o părere așa despre tine de înainte. Că eu nu încerc să formez o părere despre persoane înainte să le cunosc. Da. Că, bă, mi-apar pe internet, bro, internet. Mie mi se par cringe persoanele care au internetul prea în serios. Da. Din la modul, mamă, frate, nu mai faceți asta, bro. Eu tot ce postez, majoritatea, 90% în timp e la caterincă. Ok. Și, bă, nu mai luați internet atât de serios, știi ce zic? Adică eu te vedeam pe tine și eram, mamă, uite, băiatul ăsta, ce tare. Și m-am uitat la, mi-au apărut niște podcast-uri. Prima cu Shelly, cu Iorga și eu cu Anibagu. Mm-hmm. Mi-au apărut astea trei. Și eram, bă, ce tare, m-am uitat așa la ele și cam atât. Și după te-am cunoscut, dar eu nu știu cum naiba m-am ajuns prieteni. Efectiv, a fost random așa, eu nu stau să încerc să leg o chimie cu tine, dar a fost așa, nu știu, ne-am înțeles și mi-a plăcut și de tine și da, cam mai am fost. Da, ne-am foarte bine, dacă ți-a aduci aminte la Hustle, am fost amândoi în public la Ian. Da, mamă, ce tare a fost. Bă, a fost și tare, la Bishflit a fost tare rău de tot, mai a fost tare. Sai că e genul ăla de poți să te numesc influencer? Persoana de pe internet, cum vrei să fac? Influencer? E o persoană de pe internet care nu e genul să stea la VIP când vine vorba de un festival, cum nu sunt nici noi, și am fost în public, am fost la Ianță, la moșpituri, eu cu Sai, ne-am distrat ca lumea roie tot la festival. Bă, la Bish Please, putem să spunem chestia aia ce s-a întâmplat cu tine? Da. Bă, la Bish Please, bă, nu eram 100% treaz. Bă, usem și eu niște pahare de, nu știu, vin ceva. Asemenea. Și, bă, ne duceam la moșpit la 6ix9ine. Da. Bă, și s-a luat unul de tine. Bă, dar eram totally locked in. Deci dacă ăla... Am început bătaia, eram cu tine, știi? Da. Te trăgeam să nu te bați cu el. Bă, dacă vedeam că îți prinde un pun sau ceva, bă, nu. Jur acolo că mă băgam, bă, 100% pentru tine. Nu înțeleg de ce, dar nici eu nu eram gen... 100% că s-o gândesc 100% lucid. Mi-e rușine puțin de tine cu un singur lucru, pentru că noi cred că ne-am văzut la petreceri de vreo 5 ori, dintre care de 3 ori a fost cu scandal, a ieșit cu scandal. Da, și la alte petreceri așa random. Da. Dar tot cu tine. Nu înțeleg cum. Da, nici eu. Nu înțeleg cum. Chiar nu sunt genul ăla de persoană. Mă rog, sunt lucruri pe care nu le știu despre tine și de-aia îmi place primul podcast la care ești e la mine. Prieten, dar n-am discutat foarte mult. Da, uite, de exemplu, nu te-am întrebat niciodată chestia asta pentru că nu mi-a postat sincer, dar acum că suntem la un podcast, pentru că mi-e pasă doar că ești super de treabă și mă înțeleg foarte bine cu tine. Ești foarte frumos. Sunt Ana? Așa. Zi-mi și mie, cum te-ai apucat de YouTube? Pentru că, din câte am văzut, Ai succes pe YouTube. Bă, aș putea spune, teoretic. Ai 200k adică, plus subscriberi. Pentru mine asta e succes. Dar depinde cum valorifici tu succesul. Că trebuie să, cumva să te compari cu tine. Pentru că tu nu trebuie să te compari cu alții. Că eu teoretic n-am succes față de alții. Dacă mă compar cu alții oameni. Da, față de cine? Față de David Dobrik? Nu, te-ai dus prea departe. Dar eu mi-apreciez tot ce am și cumva trebuie să te compar cu tine. Și da, eu în sinea mea simt că am un succes, dar sunt foarte leneș. La modul în care simt că sunt multe perioade și abonații mei care chiar mă urmăresc știu că nu am muncit o perioadă mare și stăteam o lună fără să fac nimic, să nu postez nimic. Și m-ai întrebat cum am apucat de YouTube, nu? Da, păi asta... Băi, era pandemie. Asta am mai spus-o de mai multe ori. Ok. Dar o să trec repede prin subiect, că probabil ăia care chiar sunteți interesați, știți, deci nu vă interesează așa foarte multe, cu foarte multe detalii. Pe mine mă interesează. Băi, era pandemie. Eu mai făcusem un clip pe YouTube, făcusem mai multe, am avut mai multe, adică tentative, ca orice copil. Cu Fortnite sau cu alt? Nu, cu Minecraft, cu alte jocuri, okay, mi-am okay. luat bully, am șters toate clipurile, eram foarte copil pe dinainte. Și bă, regret foarte rău că mi-am șters clipurile din cauza unor persoane, din cauza părerii unor persoane, pentru că
Bă, aș fi vrut să văd clipurile alea, primele mele clipuri de când eram copil, de când mă jucam Minecraft. Acu, rău. Și nu le mai am pentru că le-am șters, pentru că îmi făceau bully. Practic, la tine, la liceul la Târgoviște, acolo primeai bully. Bă, nu la Târgoviște, la Vulcana. Eu stau la sat, stăteam la sat și m-am mutat la liceu în clasa noua la Târgoviște. Eu am făcut școala gimnazială și primară la sat. Da, nu știam chestia asta, super tare. Da, majoritatea nu știi. Teoretic sunt din Târgoviște, dar stau în Vulcana. Top. Acum ce ești la facultate? Bă, eram, am fost, dar nu mai sunt. La ce facultate? Am fost la ASE. Ok. Am dat gen. Brenda, am zis, bă, hai să mă duc la o facultate, am vorbit cu tata, am zis să mă duc la o facultate, am zis, bă, poate mă ajută cu ceva pe partea asta, m-am dus la ASE la marketing. A fost fix perioada în care, bă, aveam foarte multe filmări. Nu m-am dus cam deloc la facultate la început. După nici nu prea m-am mai dus și a trebuit să plătesc taxa de al doilea semestru sau cum al doilea, a doua parte și eu n-am știut și m-am matriculat. Da, eu n-am știut, am primit mesaj că sunteți matriculat și eram, a, ok. Nici nu m-am dus la facultate, deci nu prea, dar nu regret că am făcut multe chestii. Dar și simt că mi-am valorificat timpul mai bine. Dar... Da, e genul persoane care, sincer, nu, în momentul de față, nu știu, nu vorbesc de viitor, nu are nevoie de o facultate în momentul respectiv. Bă, asta se aplică pentru mine, cred. Pentru, dar nu e pentru genul ăla de persoane care nu are nevoie de o facultate în momentul respectiv. Tu ești foarte mult pe grind. Din ce văd eu, că pentru că te am la subscribe și mi-apar mereu notificări, că ești live în fiecare zi. Bă, în ultima perioadă, în ultima lună jumate, da. Ești live în fiecare zi. Dar cum a început chestia asta cu Fortnite-ul, pentru că eu te vreau să te descriu pe tine ca fiind cel mai cunoscut slash bun, nu mă pricep la Fortnite, asta e singura chestie. Nu sunt cel mai cunoscut pe Fortnite, primul ar fi Mitsu. Ok. Și după eu. Ok. Că cu asta te asociezi pe tine, Fortnite-ul, și când te-am prezentat din UBT Manager, am spus, cel mai bun jucător de Fortnite în România. Da, pentru că fac Fortnite main thing. Și ești bun la Fortnite. Ca și content creator, ca și pro player, nu. Adică okay. Diferența între un content creator și pro player, știi tu chestia asta la jocuri. Da. Adică eu fac content, fac caterincă, glume, bam, nu știu, mai fac mimuri, dar nu joc la nivelul de pro. Ok, cam n-am fost pro la niciun joc. Da, cam cel mai cunoscut e Ninja, care e și pro player și face și content. A fost, nu mai e pro player. Da, am văzut că acum, l-am văzut pe TikTok că moare acum în Fortnite, destul de des. Da. Bă, nu le-am, asta e singura chestie nașpa. Eu nu prea vreau cu Fortnite-ul, dar mă simt obligat să spun foarte multe lucruri din Fortnite, pentru că până la urmă din asta câștigi tu din Fortnite. Venit. Bă, e o parte din venitul meu, da. Care e cealaltă parte? Teoretic am mai multe surse de venit. Fortnite-ul, YouTube AdSense, sponsorizări. Și cam astea sunt principalele trei. Tu în afară... poate mai vin din alte surse, dar random. În afară de Fortnite, ce tip de conținut mai faci? Bă, am început să mă dau pe vlog de când m-am mutat aici în cartier și m-am cunoscut cu băieții. Cu toți, Cosmopolis. Cosmopolis Group. Și cam asta o să vreau să fac în continuare pe canalul principal. Asta îmi place, dar să vedem. Mi se pare... fascinant și cred că pot să zic chestia asta, că la o vârstă așa, atât de fragedă, ai reușit din banii tăi, din câte am înțeles, din proprii tăi bani, să-ți iei casa ta. Păi, adică, da. Adică acum suntem în ea, acum facem podcast. Da, în casa în care filmăm. Ceea ce mi se pare foarte respectabil. Foarte blessed și tot. Nu pot să zic că a fost doar muncă, pot să zic că a fost și noroc. Da, bă, mă bucur că am putut să strâng bani și am avut posibilitatea și familia care să mă susțină și tot, că n-am avut, nu pot să zic, dacă nu era tata care să mă educe și financiar și tot, că tata se mai ocupă, e teoretic antreprenor, are un lanț de magazine. Bă, poate nu reușeam să strâng banii ăștia, poate cheltuiam pe alte prostii, poate nu-mi luam casă, îmi luam o mașină, zi mă flexam și eu pe YouTube, așa, bă, mi-am luat o mașină, bă, nu știu, eu am stat la locul meu, făceam clipurile mele și... am strâns bani și am zis, bă, vreau să am o casă. Și cam aia a fost. Dar mi se pare insane. Cât timp ți-a luat până să realizezi că, bă, ai bubuit pe YouTube și că îți merge bine și poți să ai un venit stabil din chestia asta? Bă, întrebarea e foarte complicată, nu știu. Nu e așa de... Bă, e destul de complicată, ce te zic, că eu stăteam acasă cu ai mei, eram chill, eram la liceu, nu... Da.
să pot să-mi dau seama că pot să mă întrețin din YouTube. Adică acum mă întrețin singur. Pun altfel întrebarea. Care a fost momentul în care ai realizat că, mamă, pot să fac bani din YouTube, din chestia asta, chiar pot să fac bani și banii mei? Cam la vreo câteva luni după ce am bubuit cu Fortnite-ul. Mm-hmm. Pentru că mi se pare că e un caz rar în... pentru mine, un caz rar, dar eu am putut să fac un venit mai mare decât alți content creator pe Fortnite. Nu pot să zic că au făcut toți. Mai știu cazuri, dar nu pot zic că au făcut toți. Și mi-am dat seama că, bă, pot să fac un venit din asta și îmi place. Adică eu nu știam că să fac bani în chestia asta. Yeah. Eu mă jucam Fortnite de înainte să fac YouTube. Eram, bă, ce îmi place jocul ăsta? Eram, what the fuck de tare e jocul ăsta? Și apoi mă jucam și eram... Bro, fac bani în chestia asta. Eram, îmi place, mă joc și fac bani. Genial. Eram. Da. Dar cam după câteva luni, pentru că la început, când am început să bubui, mi se dubla venitul la fiecare lună, o perioadă. Că dacă am făcut 100 de euro prima lună, după am făcut 200, 400, 800 și o perioadă mi s-a dublat venitul. Wow. Și eram, what? Da, bă, și stăteam în casă. Adică am avut o vară în care n-am ieșit în casă și doar filmam. Adică tu nu aveai oricum foarte multe cheltuieli, dar și banii se adunau. Se adunau, adică erau, băi, eu cheltuiam maxim 50 de lei pe zi. Și ăla a fost momentul în care ai zis, băi, eu trebuie să strâng de acum bani. Nu mă gândeam. Adică nu pot să zic că am venit într-o familie care nu are bani. Adică am venit într-o familie din clasă medie spre high, aș putea spune. Deci făceai vacanțele în familie în străinătate? Nu. N-am fost niciodată. Eram doar la mare. N-am fost niciodată cu ai mei în străinătate. Nu? Nu. Okay. Adică pe o familie medie, eram așa gen. Și... Băi, nu-mi dădeam seama de banii ăștia pe care îi făceam. Făceam bani, dar eu nu-i cheltuiam, nici măcar nu venea un contul meu, că n-aveam 18 ani. Adică îi venea un contul lui tata și tata s-a ocupat de toți banii, de contabilitate, tot. Și eu eram, da, fac bani, dar nu-i cheltuiam, nu-mi luam nimic, mai dădea tata bani. Nu-mi dădeam seama că să strâng atâția bani. Eram, băi, eram, nu eram conștient la vârsta aia că făceam bani mulți. Da. Și mi se pare insane pentru că poate dacă aveam peste 18 ani și făceam bani mulți și intrau toți în contul meu și nu aveam un părinte care să se ocupe de mine și să mă educe și tot, bă, poate o luam razna. Pentru că, bă, cred că cunoști tu persoane care... Odată ce au început să facă bani sau să aibă faimă sau tot, bă, nu mai sunt cu capul pe picioare. La modul chiar o iau razna, da, overall. Nu, da. Se schimbă ca și personalitate total. Ceea ce mi se pare o foarte mare prostie, pentru că tu ca persoană trebuie să rămâi aceeași indiferent de situație. Cu orice persoană ești în fața ta, nu contează cine e în fața ta, nu contează că ești tu, Emi, în persoană sau altcineva, eu vreau să fiu același om cu tine. Mie mi se pare că tata m-a educat în domeniul ăsta foarte mult, nu știu, a făcut anumite chestii cu mine și nu pot să le spun aici, nu știu, overall, pentru că sunt foarte multe chestii de explicat și m-a educat în sensul ăsta și financiar și ca personalitate și tot foarte mult. Eu asta cred și eu l-am un model pe tata în cap, l-am ca un model foarte bun, adică eu aș vrea să fiu ca tata în viitor. Mm. Și 100% știu sigur că, bă, m-a influențat foarte mult să ajung persoana care sunt, a ținut și de mine. Că altfel nu ajungeam așa, dar dacă nu voiam să bag la cap. Dar respect pe tata foarte mult și dacă nu era el, poate nu ajungeam să am nici casa asta, poate nu ajungeam să fac tot ce am făcut și poate nici măcar nu mai continuam cu YouTube pentru că, nu știu. Respect tata saică. Respect. Te iubesc. Tu ce trebuia să ajungi la bază? Adică... Eu voiam să fiu un poliție sau un informatician. Aoleu. Da, adică... 16. Tata a fost tot la fel în poliție. Bă. Tata a fost tot la fel în poliție. Și, bă, nu știu, mi-a plăcut. Adică eram, bă, ce tare tata, nu știu. Am vrut să dau la Breaza. Mm. Până am văzut unde trebuie să stau. Adică am dat probele alea tot. A trebuit să avem acolo, nu mai știu cât timp, o săptămână de acomodare sau ceva. Și eram, bă, tata, eu nu stau aici. Apoi am dat la un liceu la mine, la Ienăchiță, pentru ăștia care știu din Târgoviște. Am dat la Mate Info. M-am dus pe Mate Info și am zis, bă, ok, o să dau după la Academia Militară sau o să dau la ceva pe informatică. Îmi plăcea informatica sau poliția și eram, bă, nu știu, o să fac ceva pe informatică, programare sau mă duc în poliție. Și după s-a schimbat total când a venit pandemia și am început să fac un venit
sustenabil din YouTube, să pot să, bă, să mă întrețin, teoretic aș fi putut. Asta fac acum, adică eu nu cer bani tata cu și chestii sau la cineva și mă bucur foarte mult că am realizat chestia asta și pot să fac chestia asta și mă bucur că mă susțineți. Bă, mi se pare foarte important să fii real cu comunitatea ta, că mi se pare că așa i-am strâns lângă mine, că altfel ai văzut câți oameni își pierd comunitățile pe parcurs. Și nu mi se pare ok. Și s-a schimbat cursul odată ce am văzut că, bă, pot să fac ceva ce îmi place, să mă joc pe calculator, că de mic mă jucam pe calculator, tata s-a luat de mine că mă jucam Minecraft și de-aia port ochelari la calculator, să jucam, bă, te joci jocul ăla cu culele. Bă, era scuza clasică de părinți, te doare spate, de ce, de la calculator, da, ți-e rău, de ce, de la calculator. Clar de la calculator. Da. Și, bă, cât m-am rugat de tata să-mi cumpere primul meu calculator, că făcusem 20.000 de abonați pe YouTube, nu făcusem bani, eram, de la început n-am făcut bani, nu mă gândeam la bani. Eu doar voiam să fac YouTube, eram, bă, tate, e visul meu, ești nebun, gen... Bă, bă, tati, vreau să fac chestia asta, te rog, susține-mă. Și a zis tati, bă, bă, hai că ți-a, uite, ți-au de Crăciun, mi-a luat un calculator. Bă, am nebunit, mi-a luat un calculator, mi-a luat monitor, o tastatură, o ce aveam eu pe acolo. Bă, și eu am început un laptop YouTube-ul și când mi-a luat calculatorul ăla, tata a regretat rău de tot. Că a dat undeva tata, bă, mi-a cumpărat calculator, frate, a fost vreo 40 de milioane. Adică era... mult, mult pentru o, pentru o persoană, foarte mult, overall 40 de milioane, bani pentru un calculator, bani. Și tata a regretat că mi-a luat, mi-a zis, bă, ți-am dat 40 de milioane pe un calculator. Bă, și după a văzut că încep să fac bani și chestii, dar au venit random, eu făceam content și vedeam, ah, wow, încep să fac bani. Și după a zis tata că, bă, mai vorbesc chestia asta cu el, că, bă, atunci când regretam că ți-am luat calculatorul, acum nu mai regret deloc și mă bucur că te-am susținut și aia a fost. E super tare că ai avut susținerea asta din partea familiei. Contează mult. Contează, contează. Că n-ai fost, n-ai avut presiunea pe tine, gen, nu, du-te la academia, uite, de poliție, exact, 50 de flotări pe exact, zi. Exact, exact. Tata îmi zicea, adică, îmi zicea, bă, nu vrei să te duci la poliție, e ok. E că chiar așa a fost. Îmi zicea, bă, nu trebuie să te duci la poliție, că am fost eu sau ceva. Sau că am fost eu în poliție. Tata era, faci ce vrei. Da. Ce-ți place, du-te acolo, nu trebuie să te duci la Mateinfo. Dar voia să intru la un liceu bun și așa o vroia, că voia să cel mai bun de la mine, dar nu m-a obligat să fiu cel mai bun în direcția în care voia el, în direcția în care vreau eu. Și după a văzut că, bă, îmi place chestia asta și pot să fiu constant în chestia asta și să-mi manageriez tot ce vreau și a zis, bă, dacă asta îți place să faci, fă în continuare și m-a lăsat să mă duc pe ruta asta de content creation și să fac ce-mi place și mă bucur. Și mi se pare tare la tine că, deși la bază e amuzant să faci mișto de chestia asta, că ești jucător de Fortnite. Da, e foarte amuzant. Ai, unul la mână, are. Lumea încă face mișto de mine pe chestia asta și mi se pare ok. Ai iubită? Da. Și bă, uite. Cea mai frumoasă iubită, cea mai tare iubită. Bă, mă bucur cât mă ajută Ana. Băi, mie nu vine să cred, adică eu eram puțin sceptic de la o relație de long term. N-am avut niciodată o relație mai lungă de 2 luni. Da. Eram, n-aveam, bă, n-am avut, nu pot să numesc iubită la 2 luni, știi? Eram o combinație și nu eram, eram sceptic, așa, n-am avut multe combinații iubite. Și eram, bă, când am început să fac multe luni cu Ana, eram, bă, ești nebun? Adică, nu știu, Ana, bă, chiar mă ajută la multe chestii și așa și apreciez foarte mult, adică, pot spun că o iubesc. Da, să-ți, un cuplu drăguț, înțeleg că m-am uitat puțin la tine pe TikTok și, bineînțeles că sunt niște oameni care zic, mamă, voi sunteți într-o relație doar așa pentru marketing, pentru că bă, tu nu înțelegi câtă lume mi-a zis asta. Bă, oameni din... Zi-mă, Ana, eram la oameni care eram din aceeași organizație ca ei și chestii, ne uceam la filmări, la o scurt timp după ce ne-am combinat și încă nu ne arătasem pe net ca împreună, de când făceam TikTok-uri, și zicea lumea, a, eu credeam că voi sunteți doar așa ca să faceți vizualizări. Și noi eram, nu, suntem împreună. Că noi stăteam 10 zile împreună și în alea 10 zile postam 3 TikTok-uri. Adică noi chiar nu făceam, nu spamam content împreună, eram, bă, hai să facem și noi un TikTok și gen făcea la ea un TikTok cu 1 milion de views și toată lumea era, what the fuck, fac content pentru vizualizări, dar noi 3 zile stăteam și făceam un TikTok pe la 3 zile. Mm. Adică n-am spamat contentul și încă nu încerc să-l spame, dar încă nu încerc să bazeze contentul meu pe relația cu Ana, că ea e doar iubita mea, nu vreau să fie contentul meu și la ea cred că la fel. Adică... Da, mă, dar inevitabil, fiind amândoi în lumea asta a internetului, adică inevitabil să nu faceți content împreună. Nana, bine ai venit la podcastul în persoană pentru prima oară pe canalul Fomo Vlog. Bună seara! Ce faci, Nana? Bine fac! Bine, îți mulțumesc și ție că m-ați primit aici la voi acasă, în Cosmopolis, pace Cosmopolis, cel mai... Gang. Cel mai tare cartier, cartierul YouTuberilor.
Pentru că sunteți foarte mulți. Bă, suntem ceva, 10. Sunteți cred. Foarte mulți care stați aici. Înainte să intru în subiectul meu preferat, când vine vorba de tine, ba sau și cum ați ajuns voi să fiți împreună, vreau să-mi spui chestia asta și vreau să-mi explici ca să înțeleg. Care-i faza cu Psych pe Shop? Pentru că n-ai cum să știi de Psych fără Psych pe Shop. Da. Bun. Care a fost faza cu Psych pe Shop? O să zic chestia asta, chiar n-am zis-o niciodată. Ok. Gen, teoretic, eu banii din Fortnite, cam astea sunt. Psych pe Shop, venitul, primesc un procent din banii pe care... Adică e un procent. De exemplu, tu îți cumperi un produs și folosești codul meu, eu primesc un procent înapoi. Da. Epic Games îmi dă un procent înapoi. Îmi zice, bă, uite, copilul ăsta a cumpărat, sau băiatul ăsta, sau oricine a cumpărat chestia asta cu codul tău, uite, chiar mulțumim că ai adus un client, știi? Și cât mai multă lume îmi folosește codul, eu primesc un procent și eu încerc cumva să-i fac pe abonați să vadă că, bă, uite, mersi că mă susține, să le dau content, să le dau gift-uri, chestii. Uh-huh. Giveaway-uri, etc. În fine, eu nu am făcut chestia asta la început, nu știam că să fac bani, nimeni în România nu știa că să fac bani. Pentru că aia care știți, când aveai cod pe shop în România, puteai să faci custom-uri pe Fortnite. Știi că în Fortnite sunt meciuri. Nu. Meciuri, ok. Sunt meciuri. Asta știu. Și intri meciuri. Cu 100 de player random. 99. Wow, ok. Adică, bă, e Battle Royale. Ah, un fel tu de Warzone. Tu cu 100. Warzone cu tu exact, cântă. Exact, gata, știu. Exact. Știu. Și la custom poți să intri tu cu 99 de abonați ai tăi. Ok. Și poți să faci tu chestia asta. Top, mișto ideea. Și eu voiam să fac custom-uri cu abonații mei, adică să bag meciuri doar cu abonații mei, nu cu oameni random. Și asta făcea majoritatea lumii. Chiar e tare. Și pentru asta mi-am făcut suportă creator. Și după a început să-mi genereze. În prima lună mi-a generat, cred că, $20. Eram, mamă, $20? Bă, mulți. Bă, chiar erau bani, adică aveam $20. Nu erau pe numele meu, erau pe numele lui tata, când aveam 18 ani, aveam 16 ani. Un băț, dar al tău era. Da, dar erau gen, bățul meu, mi-l dădea tata, știi, mi-l dădea un milion, eram băț. E milionul tău, îmi dădicea tata și zice, uite, mi-au intrat $20, e milionul tău. De fapt, nici nu mi-am intrat $20, că aveai un threshold ăla de $100. Da, asta vreau să trebuie, mie, da. Da, aveai $100 și când mi-a intrat $100 atunci... Am dat și eu comisiune, da. Și cam aia a fost și după a început să genereze bani. Și am zis, bă, what? Chiar generează bani? Și n-am încercat și eu să-mi folosesc anumite chestii de marketing, să încerc să mi-l promovez, că bă, dacă tot fac chestia asta și îmi place, să încerc să profit de chestia asta, pentru că, bă, aș fi prost dacă n-aș încerca să îmi promovez chestia din care pot să fac și bani. Hashtag Psych pe Shop. Așa că Psych pe Shop. Bă, chiar vreau să-mi tatuez chestia asta pe mână. Vreau să-mi tatuez Psych pe Shop pe mână. Pentru că, teoretic și practic, mi-a schimbat viața. Și vă iubesc pe toți care mă susțineți. Sunteți cei mai tari. Dacă stai să te gândești, chiar ți-a schimbat viața chestia asta și trebuie, ești cumva obligat să statuezi asta pe tine. Băi, chiar vreau să fac chestia asta, dar vreau să mai fac și o sală puțin, să îmi fac antebrațul ăsta mare. Scenariu, da? A, scenariu, da? Fii atent, ea e un abonat random, da? Sunt abonat random, da? Nu știu dacă s-aude. Am un telefon, da? Oh my god, Psych, tu ești? Oh, te pup, frate, ce faci? Puteți face, te rog, o poză. Da, uite, dă-i lui telefonul, hai, să-i faci o poză. Ia, fă-ne tu o poză, te rog. Hai, te pup. Am tatuaj aici, da? Și are tatuajul, da? Și are tatuajul. Bam! Și copilul ăla postează poza și automat și-a promovat codul pe el. Corect. Și am codul pe mine. Cât de tare. Corect. Da. Bă, dar gen... Îmi tatuiesc și eu Psych pe Shop să fac și o poză. Bă, dar mie mi se pare cool. Bă, eu nu mi se pare cringe deloc, adică... E o parte din viața mea și eu n-am niciun tatuaj. Dacă vreau să-mi fac un tatuaj, vreau să fie ceva care înseamnă mult pentru mine. Și eu chiar, bă, îmi respect comunitatea și mă bucur că fac și podcastul ăsta. Pentru că, bă, poate să mă înțeleagă lumea cum sunt. Nu știu, eu aș vorbi și 4 ore. Că, bă, vere, multă lume zice că sunt arogant. La modul rău. Și aveam impresia să despre tine că ești. Exact. Bă, în 8 grupuri de prieteni diferite cred că am fost, îmi zicea: "Mamă, Psych, dar tu chiar ești ok, adică ești ok, nu ești arogant." Și eu eram: "Da." Încerc să fiu ok, nu încerc să fiu cumva. Cu riscul că o să deviem de la subiect și o să uit despre ce am vorbit fix acum, Coti, te rog, ține minte despre ce vorbeam. Mai ții minte că la mai țineți minte de fapt că la Hustle am fost la un after party cu mai mulți. Aerobică? Da, și erau mai mulți, erau Cezara, Mara, de David. Da. Așa. Da. Și eu, deci ne-am înțeles atât de bine încât am plecat
toți trei la Mega să facem TikTok-uri. Doamne, cringe. Doamne, am uitat tot. Am mâncat, am luat de la Mega salam, cașcaval, ultima pâine de pe la... Bă, a pornit alarma, mai ții minte? Da, au pus alarma pentru că făceam, i-am enervat pe aia pentru că făceam Try Not to Cringe Challenge. Aolo. Da, insane. Deci atât de bine avem clipul, gen. Da. Nu mai știu cine l-are dintre eu noi. Eu l-am. Da, am pus melodiile, nu? Alea, melodiile private ale noastre. Doamne, am vorbit în mașină. Da, pentru că efectiv cu tine dintre toate persoanele astea de, hai să zic, din Basau cu care m-am întâlnit, m-am zis și mai bine bă, cu tine. Bă, mă bucur, băi, adică eu chiar te apreciez, mă, așa, din câte am vorbit cu tine, nu te cunosc total. Da, nu suntem prieteni, stăm în fiecare zi. Exact. Bă, dar m-am înțeles, m-a fost vibe așa dintr-una și cam mai a fost. În seara asta o să dorm aici. Glumesc. Bă, eu chiar l-am invitat să doarmă, nu știu dacă vrea. Se întinde canapeaua asta. Se întinde? Da. Păi o chem și pe Mișa. Da. Eu bor 1,5 milioane, dar mă întează. Pune închetă. Da, vreau să te întreb dacă mai ții minte chestia asta, pentru că, bă, ne cunoaștem de... Avem un an. Fix un an. Wow, ce tare. Nu se mai face hasă? Mă rog. Tu ar trebui să știi. Bă, așa, tu voiai să ne întrebi și despre ce vorbeam? Despre Psycho Shop. Am vorbit despre Psycho Shop. Ești arogant. Da, nu știu, bă, sincer, eu ți-am să încerc să nu... Nu, că e arogant. Nu, bă, sincer, bă, așa, oamenii care, bă, au o părere random despre tine fără să te cunoască, nici nu cred că merită băgați în seamă, pentru că nu ai cum să-ți faci o părere despre o persoană fără să-l cunoști, să o cunoști, scuze. Și cam atât, adică, nu știu, dacă mă cunoașteți, o să știți cum sunt, dacă nu mă cunoașteți, nu știu. Ziceți ce vreți voi, nu prea îmi pasă dacă nu mă cunoașteți. Este la fel de amuzant faptul că ai iubită și ai un trecut în MMA, ceea ce pe mine mă fascinează puțin. Bă, mi-a plăcut sportul când eram mic. Vreau să-mi vorbești despre chestia asta pentru că am văzut o poză cu tine, ai postat acum recent o poză cu tine. Era pe TikTok, nu? Da. Pe TikTok am făcut trendul ăla cu Shota Flow de la NLE. Da. Era Shota Flow 1 în 2019 și Shota Flow 7. Zi-mi, te rog frumos, cum a început pasiunea asta de MMA și de ce o persoană care a făcut MMA? Datorită, nu din cauza. Tot datorită lui tata. Și a început așa. Și pregătit? Da. Bă, mai vreau să adaug la chestia asta cu YouTube-ul după cum am apucat că... Mai avem de vorbit. Ok. Credeam că mă dai afară. În casă. Te rog, ieși afară. Și tu și Nana plecuri. Da, vreau apă. Coti. Bă, bun, fii atent. Bun, fii atent. Stai așa, vă deranjează dacă mă duc repede la baie întrucât am o criză? Nu, că vreau, ai o criză? Chiar am o criză. Mă deranjează. Totuși tu aici mă duc eu sus? Nu, eu vreau apă. Ok, Nana, vin un co. Avem trei băi. Bă, mie îmi place, doar că s-a mințit. Stai, cum îți pierde ideea? Bă, vezi că aia are gen de la de pisică în baie, adică... Nu, eu vreau să-mi curăț. Uite sticla, să nu pui de la robinet, că are foarte mult calciu, calcar, carl. Vreau să scol barul de bani. Ah, ok. Bună iubire. Bună iubire. Ce faci? Bine. Ce voiam eu să te întreb? Zi. Așa, dacă tot am rămas la podcast. Cine-i fata aia de Adela? glumesc. Cine-i fata aia blondă de la follow? Nu știu. Aia blondă, i-ai dat like. M-am uitat. Una? Mai multe. Glumesc, mă, nu știu, mă, cine e. Te iubesc, glumesc. Auzi? Speci tu vasele alea de-a rămas? Păi nu vezi că s-a dus semi. Păi nu, dar sunt... Nu că s-a dus. S-a două pahare mai ai și tu și bag eu la spălat. Că uite, cu unghia asta ruptă, ce fac și eu? Speli tu vasele și o bag la spălat? Da, inima mea. Hai, bil? Dil, inima mea. Că-ți dă biguri. Bun. Am uitat ce voiam să zic. Eram sigur. De MMA. Da, bă, de MMA. Care a fost ideea? Nu o foarte mare chestie. Tot datorită lui tata, după cum am spus. Eu cu tata
Nu, am început prost, stai așa. Că nu are sens ce vreau să zic. Tata m-a dus la o grămadă de sporturi. Uite-l pe Mătancu. Tata m-a dus la o grămadă de sporturi până mi-am dat seama ce-mi place, știi? Uh-huh. Și m-a dus așa. La not, am fost la șah. Ok. La pian, la chitară. La cine ai mai fost? Am mai fost. Bă, stai mă, stai că... Mi-ai fost la basket? Karate. Fui la karate. Păi cam acolo am început să mă îndrăgostesc de sport de contact. Și eram la karate. Și nu pot zic eu că ești cel mai bătăuș. Că nu cel mai bătăuș. De-aia mă ducea tata la sport să mai dau drumul la o chestie în care să mă regăsești. Știi? Că nu eram cel mai bătăuș. Și poate mă vedea tata mai trist uneori. Poate să mai luau un băiat de mine la școală sau ceva. Când eram la gimnazială, la primară. Și eram trist așa uneori. Și în fine. Și după m-a dus tata la karate, în Pucioasa. De la karate în Pucioasa mi-a plăcea colectivul, dar nu-mi plăcea overall sportul karate, pentru că e un sport de semi-contact. Și știi că dacă la semi-contact, dacă atingi, atât trebuie să faci. Dacă ai dat capul pe spate sau ai dat mai tare, te descalifică. Da. Și eram, what the fuck? De ce aș vrea să fac chestia asta? Eram... După am început tata să mă ducă la... De la karate la MMA, parcă am făcut cu sensei Staicu, cu antrenorul meu Staicu, să trăiți chiar... Foarte mult respect am pentru sensei mei de-a lungul timpului, chiar dacă nu am mai făcut antrenamente cu ei și cu domnul Staicu și cu... Cât ai făcut meme, strict MMA? 2 ani, cred. Ok, deci ai experiență. Bă, cred că da. Deci, adică nu pot să vă zic că sunt luptător profesionist, dar... Îți dă așa... Nu un boost de confidență, îți dă așa, gen... Bă, nu știu, poate știu să mă apăr dacă se întâmplă ceva, știi? Da. Doamne ferește, ești cu un an în club, se întâmplă ceva? Doamne ăștia, adică nu vreau niciodată. Doamne ferește să se întâmplă așa ceva. Pentru că, bă, bătaia nu mi se pare șmecherie. Bătaia, bă, dacă ești smart 2 sau dacă chiar știi să te bați, nu vrei să te bați pe stradă. Dar vreau să fac un sparing cu tine. Chiar bă, vreau. Să... Vreau și e, e fun. Nu că sunt eu mare bătău sau ceva, că clar, clar ești mult mai smirtat. Facem vrei. Dar mi se pare fun, mă, ne distrăm. Mereu îmi place să fac sparing cu prietenii. Mi se pare foarte amuzant. Efectiv, îți pui gutiera, mănușile și e fun. E fun. Mai ales că eu urmăresc și Galileu FC, nu știu dacă tu ești cu FC-ul. Bă, ba da. Ești cu FC-ul? Eu urmăresc, ba da. Cine e preferatul acum? N-am, adică le urmăresc așa, dar nu am preferat. Pana mea, o să zic jucător românul, Conor McGregor, dar ești, nu am preferat pe așa. Nate Diaz? Da, normal. El e preferatul meu. Da, dar nu mai luptă Nate Diaz. Nu mai luptă. Acum e Chimaev, îmi place Chimaev. Mi-a plăcea de Adesanya, dar... Nu și-a luat bătaia acum? Ba da. Și-a luat bătaia de la ăla, cum ne-ai vă cheamă? Nu știu, da. L-a bătut pe Pereira. Bă, dar să-mi piciorul. Nu irlandezia, mă, ăia din lui Khabib. Bă, arată tot la fel și da, tot sunt știu, Islam, Chimaev, tot arată tot la fel. Și sunt toți campioni acum. Înainte au fost ăștia da, din Nigeria, acum au sunt exact. Ăștia din... Mi se pare insane Khabib că s-a lăsat că... Na, la... A murit tata lui. Da, din cauza la COVID. Da. Eu nu mă enervează doar că e 29-0 în loc de 30-0. Da. Încă o luptă Khabib, te rog. Încă o... Nu, mă, nu mai face. Știu. S-a lăsat total. Știu. În fine. Da, îmi place UFC-ul. Dacă mai a fost, am făcut MMA 2 ani. După a trebuit să mă las din cauza unui contract pe care trebuia să-l semnez și tata nu a fost de acord. Aude. Și a trebuit să mă duc la clubul ăla. Nu era de acord, era ceva că dacă mi se întâmplă orice, era un contract de la Basic, dar dacă mi se întâmplă orice, nu sunt ei vinovat, sunt eu. Da. Făceam sparing cu oameni mult mai mari decât mine și era frică lui tata. După am început să mă duc la box la sala polivalentă în Târgoviște, cine știe. Și după am început să mă duc la Smărândescu, la Cătălin Smărândescu, pe care vreau să-l salut în podcast dacă se uită. Chiar, bă, foarte mare respect și pentru domnul Cătălin Smărândescu. L-am pentru toți senseii mei. Am făcut, cred că, vreo 3 ani kickbox la el. Și cam acolo m-am lăsat. Adică am făcut vreo 2 ani MMA, 3 ani kickbox. Și până în clasa 11 m-am lăsat. Când la 6-a, la 8-a, spre a 9-a MMA. După, până la 9-a și ceva box la sala polivalentă. După, din a 9-a, 10-a, 11-a, 11-a jumătate, așa, am făcut kickbox. Și după am început mult mai tryhard cu YouTube-ul. Și postam foarte des și nu mai aveam timp și de antrenamente și de bac și de postat. Postam destul de zilnic, la 2 zile. Faptul că acum ești mult mai confortabil și din punct de vedere financiar și cu programul, că am văzut că mai mult lucrezi seara. Da, da. Asta a fost o zi mai grea, că știu că ai avut niște filmări. Da, am stat toată dimineața asta. N-ai vrea să te reapuci cumva, dar nu să nu faci gen stilul hardcore.
da, nu, performanță. Nu, nu mai pot, pentru am tine. Încercat, am fost o singură dată, am fost campion național la kickbox. Băi, ai fost din psych, campion național la kickbox. Bă, un an, aveam 16 ani. Da, mă, dar ai fost campion național la kickbox. Bă, da, ceea ce mi se pare tare, am centura da. Acasă, mi se pare insane, chiar tare, mi-a plăcut, bă, adică eu am făcut o perioadă performanță, mă duceam de două la antrenamente, mă duceam dimineața la școală, la 12:01 după amiaza când terminam antrenamentele, mă duceam la antrenament, mă duceam acasă, stăteam și eu câteva ore și la 7-8 seara aveam iar antrenament. Știi? Da. Și îmi plăcea. Și era foarte ok, adică nu făceam nimic altceva, mâncam, mă odihneam, mai făceam dacă e o temă, ceva, învățam și atât. Asta era problema mea. Apoi a apărut YouTube-ul și voiam să filmez foarte mult, trebuia să stau foarte mult pe Fortnite, pe ce filmam și nu mai aveam timp și dormeam câte două ore și eram la pământ și am zis, bă, trebuie să mă las de ceva. De YouTube nu mă las, deci trebuie să mă las de sport. Mm. Dar m-am lăsat treptat, adică din performanță am dat-o la câte un antrenament și după am început să mă duc câteodată pe săptămână și după am început să nu mai mă duc deloc. Și acum încerc să mai fac o dată la ceva timp când nu mai pot ceva sport. Să le faci? Bă, nu fac. Am avut mereu câte o perioadă, am făcut o lună, m-am lăsat o lună și tot așa. Dar vreau, bă, nu știu, să încep o dată să fac, bă, frate, dar nu știu, mă, de ce nu încep, dar trebuie, cred că o luna viitoare sau ceva. Sau e chestia one day or day one, de mâine, de azi, acum am pus și fac flotări. Trebuie da. Să încep, mă, frate, că nu se poate. Băi, tu ești și într-o relație acum. Da, dar ce treabă are? Nu, mi se pare că nu prea ajută. Gen, că mă, nu prea ajută, că sunt foarte confortabil aici, stau cu Ana în casă, zi de zi, mă trezesc cu ea, mă culc cu ea. Și stând cu ea, sunt... Da, mă, e gen... Eu tot zic personal că așa, o să mă apuc de sală. Fata mea, e femeia mea, știi? Că o să mă apuc de sală, că o să vină un moment foarte trist în viața mea, că o să am un motiv de a să mă duc la sală. Păi așa am fost și eu o perioadă, am fost... Tot la fel am fost și o trist într-un anumit motiv. M-am dus 3 luni la sală, dar... După nu ai mai fost trist. Da, după a apărut Ana. Și eram... Bă... Bă, dar nu vreau să zic ca și cum Ana nu m-a mai dus la, nu m-a mai influențat să nu m-a mai duc la sală, dar a fost așa, gen... Bă... A, nu mai e, nu zic eu. Una, o gură mică, 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 mică de tot, mică de tot. Nu, mă, nu, ce ai? Pe ce vrei? Adică dacă vreți voi, da, puteți să mâncați. Să faceți ce vreți. Da, normal. Așa? Atât puțin. Bă, nu că după aia exagerez. După aia nu mai. Mulțumesc frumos, Nana. Mă simt foarte confortabil aici, la tine. Bă, mă bucur, bă, sincer. Chiar mă bucur. Vreau să fac de mult podcast cu tine, dar n-am avut ocazia. M-am și lăsat, m-am reapucat, nici nu știu eu ce vreau. Dar mă rog. Exact, știu ce zici. Bă, mă bucur că s-a concretizat. Chiar da. Repede. Vrei să stingi? Da. Yeah. Vrei să fii bun, da. De bai și să te bărbesc în câteva minute, dar stai, okay. Vreau să trec prin alte chestii. Nu știu, bă, întreabă-mă așa ce mai vrei să știi despre mine. Păi uite, adică chestia asta cu sportul, da, a fost o pasiune. După pasiunea mai mare a fost YouTube în viața mea. De YouTube m-am apucat cu un laptop. După am început să fac, să-mi ia tata să fac bani, să-mi fac un calculator. Și... Am investit în setup și mi-a plăcut foarte mult. Ce mai vrei să mă întrebi? Vreau să întreb chestia asta. Dacă tot ești persoane care, bă, are habar de sportul ăsta, de MMA, mm-hmm. Nu te-ai gândit vreodată sau ți-a surus ideea de a merge la... Că știi că acum e la modă cu gala RXF. Da, da, da. Mi se pare cu cine aș putea să mă bat. Eu zic cineva random. Hai, mă, că sigur se găsește unul. Am găsit eu care sunt slab. Și de ce aș vrea să mă bat cu cineva? Eu, copilul Fortnite. Bă, dar nu se te... Adică știu să mă bat. Teoretic, adică la nivel de amator. Adică n-am fost niciodată pro. Ți-ai face pe spate, gen, psych pe shop. Bă, ar fi tare. Da, la nivel de... Nici semi-pro nu știu dacă am fost. Nivel așa, amatoric. Amatoric e cuvânt ăsta, mă? Nu amator? Da, este amatoric, am zis. Amatoric? Da, nu știu dacă e, în fine. Nu știu, dar inventăm acum. Amatoric. Anyway. Nu contează, nu se bagă în seamă. Da, mă, nu știu, nu m-am gândit. Cine n-aș putea să mă bat? N-aș putea. Adică aș putea, dar n-aș vrea. Mă, se găsește, nu vorbesc acum de adversar, că nu vreau să te întreb cu cine bate, hai, zice, nu. Te întreb dacă... M-am gândit, da, m-am gândit. Eram, băi, ce vroiam cu ăștia pe la grătare și așa, eram, bă, cum ar fi mă să mă bag în RXF? Că nu s-așteaptă nimeni să știu cât de cât ceva. A, cu Mițu, mă! Ce ai, mă?
Cine pierde trebuie să se lase deforme. Oh my god. Da, mă, păi Mitsu s-a lăsat, mă, nu mai are treabă. Mă rog. Bă, Mitsu e puțin supărat pe mine. Nu știu de ce, dar e puțin supărat pe mine. Aoleu. Da, mă, nu știu, uite, mie îmi place când eu o comunitate, de exemplu, de Fortnite, să colaborez cu cât mai mult și chiar dacă sunt YouTuber mici la mine pe live și chestii. Bă, să fac content cu ei, mă, frate, că așa crește comunitatea, știi? Da. Pentru că, bă, mă ajută și pe mine. Ce-mi pasă mie că face la videoclipuri și face vizualizări și chestii? Că mă ajută și pe mine, crește comunitatea și eu, dacă sunt eu mai bun, o să fac eu content mai bun și o să uite lumea la mine, nu? Da. Nu-mi place gen cumva să-i calc pe alții, știi? Nu zic că Mitsu m-a călcat pe mine, că nu m-a călcat pe mine, în niciun motiv, în niciun mod. Bă, dar, bă, nu, nu știu, nici eu nu l-am contactat să colaborăm sau ceva, dar cred că e supărat pe mine, adică la modul... Avea cuvântul psych banat pe live. Wow. Să-i capaie sau să unul capaie, adică numele meu. Da. Și să-i capaie. Păi dacă avea... Ah, ok. Da, dar bine, eu cred că avea cuvântul banat. Pentru că îi mai spama lumea psych pe shop. Oh. Îi spama lumea psych pe shop și automat ce a banat cuvântul psych, nici eu nu mai puteam să scriu nimic la el pe canal pentru că era banat cuvântul care era numele meu. Da. Wow. Dar chiar vreau dar să... Dar nu-l învinovățesc cumva că, bă, dacă vine lumea și îmi spama și mie job Mitsu, care e codul lui, cred că banam și eu, dar nu îmi spama lumea, eram... Vine mai lumea și mai spamează codul lui Robică, lui Spazi, care sunt prietenii mei și așa și cunoaște și zic, bă, frate, gen, dacă vrei să-l susții pe el, îl susții. Pe mine, dacă mă apreciez, mă apreciez și mă susții și atât. Adică nu... Vreau să te întreb, știu că Mitsu face mare parte vloguri, dar pe Fortnite, pe ăștia care au shop, cum ai tu să ai pe shop, tu ești cel mai bine plătit, nu? Nu. Nu cred. Nu prea, adică nu, lumea nu prea discută. Nu știu cât a făcut Mitsu. Nu știu cât au făcut celelalte persoane, adică știu la prietenii mei, adică știu cât a făcut Robică sau Paul sau Spazi. Singurii pe care știam înainte să vin aici erau Sai cu Robinet. Adică ăștia îi cunosc că sunt prietenii mei de 3-4 ani și mai vorbim și zic, bă, frate, uite, cât ai făcut, nu știu, zice, na, ne zicem și suntem, suntem deschiși așa, știi că e business și mai încercăm așa să facem bine, cum putem să facem mai bine, să facem și noi content mai bun, să ne meargă mai bine. Da. Dar cu Mitsu n-am vorbit niciodată, nu știu, adică ce-am mai fost la filmări și chestii. Cine știu că au mai fost buni, adică topul meu, cine știe pe Insanity care e OG și e șmecher, știu că a făcut bine. Eu, Paul, Mitsu și alți content creator, nu cred că ăștia suntem. Și, că te-am întrebat mai devreme, cum să zic ție, influencer, tip de pe social media, YouTuber? Băi, aș putea să mă numesc YouTuber. Content creator, îmi place rău de tot. Ok. Content creator, efectiv. Adică dacă pot să fac content dintr-un, nu știu... Din ceva îmi place. Că ți-am zis că tu dacă erai strict jucător de Fortnite și persoana care făcea content numai despre gaming. Fortnite, eu nu știam cine exact. Ești. Doar că eu te-am văzut pe TikTok, pentru că tu postezi și multe TikTok-uri și ai fost și în Bass House. Cred că m-a avantajat și chestia asta, având în vedere că cumva am putut să nu rămân blocat acolo. Exact. Decât pe zona asta de gaming și am încercat, nu că am încercat, a fost, bă, a venit de la sine, mă, adică nu am fost eu și am zis, bă, vreau să mă bat pe zona asta. Eu eram și postam TikTok-uri și dintr-o dată am început să fac mai mulți follower pe TikTok decât pe YouTube. Și eram, bă, what? Devin TikToker? Și eram, nu vreau. Vreau să fiu YouTuber. Cât ai acum pe Instagram? Pe Instagram 150 ceva de mii. E bine rău, adică pentru mine eu mă bucur că mi-au dat atât de multă lume follow. Și vă iubesc, testari. Și da, cam atât am pe Instagram. Că atât m-ai întrebat. Că de-aia te întrebăm. Cum de o persoană care e la bază jucător de Fortnite, YouTuber care face content de Fortnite, cum a ajuns, de exemplu, în Bass House? Să ajungă în Bass House? Cum n-am ajuns în Bass House? Bă, mă... Ah, mi-a zis Gami. Ah, nu vreau să zic. Nu vrei să zici? Nu mă cunoșteam cu Ana. Nu mi se pare gen cringe. Mi se pare penal. Vrei să spun cum a început povestea? Tot are legătură cu Cezara. Bro, știi cum ai... Bă, acum că aude și Ana... Bă, hai să spun long story short, da? Eram clasa 9. Ești ok? Eram clasa 9 sau clasa... Bă, paranteză. Aoleu. Vreau să spun cum am apucat de YouTube. Am postat eu niște clipuri, mi-au bubuit, aveam vreo 5.000 de abonați. Și în pandemie, că n-am apucat să spun, mă plictiseam în casă și m-am apucat mai tryhard de Fortnite și mi-a mers. Ok. Cam atâta. Anyway, acum să revenim. Am primit un cadou de ziua mea, un tricou negru,
printat pe el cu Cezar Cristescu. Ok. Nu se poate! De ce încă e în... Bavi. Bă, e butterfly effect ăsta. Exact, știu că jucătorul. Bro, e butterfly effect tricoul ăsta. Eu nu cred că mai mă cunoșteam cu niciunul din voi acum dacă n-aveam tricoul ăsta. Rizea Vlad mi l-a dat, te iubesc, bro. Bă, eu simt că o să fac proiecte mari cu Rizea Vlad, e un prieten al meu din copilărie, foarte deștept. Îl iubesc, e tare rău de tot. Ce zara peste vedmă. Așa. Așa, ăsta e tricoul. Wow. Deci ăsta e tricoul cu Cezara Cristescu, da? Bă, vrei să spun ceva? Bă, iubire, pot să spun și inside-ul ăla spicy? Care? Cu micro. Bă, în primul rând, acum vorbim despre o perioadă în care Psyche era singur, adică n-ar trebui să fie supărat absolut deloc. Da, lasă-mă să-l zic eu, ca să... Bă, lasă-mă să ajung acolo. Stai, în cazul în care se ajunge acolo, Nana, vino. So, I will tell it ca să nu fie cu supărare, gen. Hai, mă, acum cu supărare, Cezara, înțelegi tu. În fine. Bă, fii atent cum a fost ideea, da? Deci eu făceam TikTok-uri pentru că am primit tricoul ăla cu Cezara. Și eram, bă, ești nebun. Bă, de ce mi-ai dat un tricou cu Cezara? Și zicea că te-am auzit în clasa nouă că vorbeai de ea. Și eram, bă, mi s-ar părut funny că seara că-s prieten. Adevărat, mi l-a dat Vlad. De ziua mea la 18 ani. L-am majorat. Și eram, bă, l-am apreciat rău tot. Eram, what the fuck, am primit un tricou random așa de la un prieten adevărat. Eram, mamă, tricou cu Cezara Cristescu. Ce pot să fac cu el? Că nu o să-l por niciodată pe afară. Și am luat telefonul și am făcut un TikTok. Și am zis, Cezara, uite, am tricou cu tine, mi-am făcut tricou cu tine, te plac prea rău. Și a făcut gen 200.000 de views. Și eram, hai să mai fac unul. Și am mai făcut unul și a făcut 300.000 de views. Și am mai postat încă vreo 2-3 și după următorul a făcut 1.000.000 de views. Și după toată lumea mă întreba și era, mamă, frate, fie că îți place Cezara Cristescu? Și eram în camera mea și eram, bă, nu, da. Dar... fac TikTok-uri, e funny, știi, faci vizualizări și mi se pare funny și așa, dar nu, n-am fost împreună cu ea sau ceva. Bă, și mi se părea, scuze, mi se părea funny rău de tot, eram, mamă, fac TikTok-uri, mai face vizualizări, mai fac cu Caterinca, nu știu ce, adică nu, eu nu l-am sens, iau totul ca o, ce-mi vine postez, nu sunt așa, wow. Poți să zic eu ce se întâmplă în acest timp? Ia. Yeah. În acest timp, eu eram... se făcea primul Basauz din istorie. Asta e ma. Iar în primul Basauz din... procesul ăsta eu m-am mutat la București, chestia. Da, el se muta la București, era vara aia atunci. Eu... vara anul trecut. Nu anul trecut. A, da. Anul trecut? Da, da. Anul trecut. Eu, fiind așa prietenă cu la la, eu n-am fost în Basauz participant, dar am fost ca și invitat o zi, două, am stat pe acolo. Și stăteam eu cu Cezara în cameră, nu știu, ea se machia că urma să filmăm chestii de genul. Și eu mă uitam, nu știu, vorbeam de TikTok, de comentarii, de chestii de astea, cu fetele. Și mă uitam eu în comentariile ei și vedeam toată lumea, tac, bă, Psych, Psych, toată Psych. Lumea, bă, dacă avea 900 lumea. De comentarii, 890 erau cu Psych, gen. Spam, deci spam insane și pe live-uri și pe orice, bă, oriunde. Mamă, dacă m-am folosit, bă, de ultima fărâmă de content, deci fata asta, bă, ce-i drept? Bă, eram și eu la început, făceam și eu Caterinca, adică înțeleg, dacă mă enervează și pe mine unul și face Caterinca și mă enervează, poate nu l-aș băga în seamă. Știi? Bă, dar nu-mi dădea mă pic de content. Voiam să fac și eu content, să-mi răspundă și mie la un TikTok acolo, să fiu, ia mă, ia mă, na, ți-am dat un comentariu, fă mă știu ceva, știi? Deloc. Un reply, ceva, nimic. Și tot vedeam eu pe acolo că-i dă lumea tag lui Psych, că eu nu știam cine e, că nu mă uitam gen neapărat la Fortnite. Sunt... I'm just a girl, ok? Și o întreb eu pe Cezara, stând pe telefon, fiind amândouă. Auzi, dar care-i mă faza cu băiatul ăsta Psych de toată lumea? Vă șipuiești așa pe net, că să fiți împreună, că Cezara răspunde lui Psych, că bagă-l în seamă, că... Bă, mie cel mai popular ce. TikTok mi s-a părut ăla când... Bă, bă, a fost gen mâna de la Dumnezeu, a fost așa în cap, știi, eram pe live-ul lui Cezara, m-am luat toată lumea Psych de vreo 10 minute. Și eu eram... că eu am filmat chestia aia. Și eram, am să dau drumul la filmare, poate îi zice ceva. Că nu a zis nimic de mine, spamata lumea asta de 10 minute nu zicea nimic. Și am dat drumul la filmare într-un minut, a zis: ce tot spamați cu băiatul ăsta? Psych, Sike,
nu știu cine e, nu mai sau ceva de genul a zis, e TikTok-ul la mine. Bă, mi s-a părut așa genial, am făcut TikTok cu milion de views, a fost insane, a fost tare rău de tot. Era bine pentru ea. Băi, era teoretic. Uite, asta ar fi fost marketing. Da. Nu ce aveam eu cu Ana acum și ce am, știi? Da, asta ar fi fost marketing. Că era, sincer, mi se pare un marketing mai amuzant. Că gen, ție îți place de o fată și ea nu te bagă în seamă. Dar uneori să spune cine dracu e ăsta sau ceva de genul. E nu mai mișto, da, e mai tare, a fost tare. Adică n-am încercat, dar s-a legat foarte frumos. Dar prima oară când te-ai văzut cu ea după toată chestia asta, cum a fost? A fost cringe? Băi, nu mă, fii atent că m-a fost, fii atent toată faza. Bă, termină-ți povestea, pentru că aveai ceva foarte important, da. De ce nu m-a băgat, deci te-am oprit fix atunci, pentru că era momentul culminant. Da, m-a oprit fix la momentul culminant. Deci, am întrebat-o pe Cezara, mă, care-i faza cu băiatul ăsta, psych, deci toată lumea zice, toată lumea se comentează. Și îmi zice mie Cezara, e, nu știu, un gamer, ceva de genul, oricum nu e important, e un... micro-influencer, a zis ceva de genul. Acum, Cezara, don't come at me, nu o zic cu răutate, că vai, cum ai zis sau așa, poate la momentul respectiv, da, comparativ cu numerele pe care le făceați voi, care era gen mai mari și pe val și chestii, da, el fiind mai mic. But still, gen, it's a joke for us, că el e micro-influencer. Bă, nu-mi pare, eu zic, adică și dacă nu mai sunt mâine în social media, o să fiu ok, mersi că m-ați primit aici. Dar mi s-a părut signitor așa. My man was hurt prima dată când i-am povestit că asta a fost momentul în care eu l-am căutat pe el. Eram cu Cezara în cameră și prima dată când l-am căutat pe Saic. Când postai, cât aveai pe TikTok, de exemplu? Nu știu, nicio idee. Eu cred că știu. Cred că aveai 100.000. No. Nu? Sub 100.000? Mai mult, ce ai? Mai mult? N-aveam. Adică nu vreau să zic că aveam imens de mult, dar 200-300.000 aveam. Aveai? Da, păi 50.000 aveam, când am început eu cu Fortnite. Oricum, ce știu clar e că aveai bifă și eram gen, frate, nu-l știu și are bifă? Am bifă de la 30.000 de followeri. Mi-a dat ea de la TikTok România, mi-a zis, hei, vrei să facem un grup de gaming, vrei să te bagi? Și am zis da. Și am avut 100.000 de abonați pe YouTube, mi-a dat bifă. Și am fost, wow, ce tare. Da, anyway, zi foarte... Ana n-are la 1.500.000. Da, asta e, mergi mai prost. E foarte funny că eu prima dată când am aflat de existența iubitului meu din prezent de un an este printr-un meme făcut de el că îi place de altă fată care e prietena mea. E amuzant. Da, e funny. E poveste amuzant. Și acum că o am, e mereu în dulapul casei în care stau cu iubitul meu, tricoul cu Cezara. Te pup, Cezara. Bă, ți-l dau. Nu, mulțumesc frumos. Nu vrei pe Cezara? Face parte... face parte din istoria voastră. Da. Nu pot să iau asemenea cadou, psych. Ok, bun, și mai după discutai ceva tu, după ce te-am oprit. Așa, cum a fost prima întâlnire cu Cezara face to face după toate chestiile astea? Cum a fost? Băi, eu nu mă comportam, oh my god, Cezara. Eu eram, am tratat-o exact cum aș putea să tratez orice altă lume. Am fost, ea cred, mamă, trebuie să o luăm de la început, care a fost faza. Deci am intrat eu în bus house. O luăm de la început să taie tot ce am zis până acum. Sau nu. Ok, nu să taie. Nici nu știu. E discuție liberă la bun, bun. Casă. Bun. Deci, de ce am intrat eu în bus house? Eu nu voiam să intru în bus house, nu știam ce proiect e ăsta. Adică am mai fost o singură dată, am văzut că fac doar TikTok-uri. Nu tocmai mi se interesant. Când ai fost anunțat de bus house, unde ai uitat la primul sezon și ai spus, băi, eu nu pot să particip la așa sezon. Ceva. N-a fost sezon, a fost bus house 1. Practic. Da, a fost TikTok bus house. Că era foarte cringe, bă. Era doar TikTok cringe. Bus house. Na, și după a zis Gami, care stau... Bifa mea. Da. Atât era și eram, ce neinteresant, nu mă duc să fac chestia asta, știi? Și a venit Gami la mine. Da, stăm în cartierul cu el, gen, bă, stau la o stradă de mine acum. Pot să fac o mică paranteză cu aia, nu pot să zic. Deci, cel mai amuzant lucru din piesa aia cu bifa mea, e faptul că Denis Metere, îmi plac fetele, am gagică, îmi plac fetele. Cu aia, zice replica asta, am gagică, îmi plac fetele. A trebuit să specifice chestia asta. Ok, gata. Ok, bun. În fine. A venit Gami la mine și mi-a zis, bă, fii atent că preiau eu bus house-ul și-l fac șmecher ca insula dramei totale, top. Vrei să te bagi? Și zis, bă, nu prea m-aș băga, că nu mi-a plăcut primul sezon. Face, nu mă că-l fac șmecher, fac și prietenul meu, nu știu ce. Și a zis, bă, nu prea m-aș băga. Și face, bă, e Cezar Daniel. Și am zis, hai bine, mă, hai cum mă bag. Știi?
Eram, bă, hai că, bă, na. Dar tu în gândul tău că, mamă, bă, cât content o să fac, nu? Nu, nu. Eu chiar am fost așa, eu am fost, bă, stop. Gen, trecuse deja să fumase chestia asta cu Cezara, okay. Erau 6-8 luni. Eram, bă, s-a fumat treaba, nu mai. Atunci de ce ai zis, wow, mă bag că e Cezara? Că mi s-a părut funny. Eu deja de vreo lună, două nu mai făceam TikTok-uri cu Cezara. Toată lumea era încă, bă, ce se întâmplă cu Cezara și cu tine, știi? Okay. Și am zis, bă, dacă apar acolo sunt, bă, insane, gen, tare rău de tot, nu? Cine știe ce s-a întâmplat? Yeah. Și chiar m-am certat cu ea. Bă, chestia aia pe episod n-a fost fake. Bă, știu că am vorbit și cu tine chestia asta puțin brief, că de-aia ne-am pretins, pentru că eu spuneam o grămadă de întrebări despre ce s-a întâmplat de fapt atunci. Da. Și de-aia vreau să ajung și la momentul ăla, dar continuă. Bă, anyway, aia a fost Cezara și era și Ana, dar nu cunoșteam încă pe Ana. Eram, nu știam cine e Ana, am pus să-mi fineze butonul la un shooting și atâta, când eram tot la Bass House. Ok. Și, da, m-am băgat și cam aia a fost. Nimic special. Și Cezara, am vorbit cu ea, după a zis că era frică să vin eu în Bass House. Și mi-a zis că era frică că o să fiu ciudat și că o să stau după ea, că îmi place rău de ea. Și mi-a zis, bă, ce dar, eu chiar făceam TikTok-urile alea ca să fac Caterin, că nu-mi place de tine. Adică eram... Și ea a înțeles, adică a văzut că după săptămâna aia ea vorbea cu mine, era prietena mea, eram, what the fuck? A înțeles că n-aveai crush pe ea. Da, a înțeles, bă, că mi-a zis că i-am crezut că ești al cumva, dar chiar ești de treabă. Și am zis, bă, eu nu făceam TikTok-urile alea ca să... Bă, chiar îmi plăcea de tine, știi? Și ai zis, da, chiar mă bucur că nu ești așa. Și cam aia a fost, după m-am înțeles bine cu Cezara. Mm. Și poți să zici ceva de per total de experiența Bass House, până să ajungem la detaliile mai spicy? Bă, 90%, bă, tare rău de tot. Când am fost cu Gami, tare rău de tot. Adică, nu știu, mi s-a părut chiar altceva, m-a fost așa, ca o experiență, chiar la Insula Dramei Totale, mi-a plăcut rău cum l-a făcut Gami. Și cam atât pot să spun, restul se vede pe episoade. Pot cam... să zic doar că eu, o persoană de 25 de ani, bă, văzând puțin 30 de secunde din primul Bass House și am spus, nu o să mă mai uit niciodată la o asemenea prostie, nu era neapărat prostie, era de copii, mi s-a părut foarte, extrem de entertaining Bass House 2. Pentru că erau și niște personaje mult mai interesante, erau certuri, era scandal. Da, și erau for el, bro, adică da. Nu... Făcea și Silviu Fire conținut despre chestia asta, era foarte amuzant. Am și acolo, ca să trecem la spice, acolo m-am cunoscut cu Ana. Aia vreau să zic, că acolo s-a... Și eu nu mai știam, băi, eu nu mai căutam relație. Chiar nu căutam la modul... Nu știu cu cine vorbisem, dar mi-a zis cineva și chiar mi-a băgat în cap, bă, ce o fi, o fi, când o fi să vină, vine, știi? Da. Și chiar așa e. Adică nu trebuie să cauți o fată, trebuie să vină și atât. Și, bă, nu căutam relație. Bă, dar bă, am stat într-o seară la un grătar cu Ana și mai băusem și noi niște pahare de vin. Și chestii. Bă, și am stat și am vorbit o grămadă cu Ana. Bă, și Ana după venea după următoarele zile să vorbească cu mine. Bă, și stăteam și, bă, stăteam și eu nu eram. De ce vorbești atât de mult cu mine, Ana? Tu vorbești de Bass House, de când... Bass House, da. Dar care a fost prima ta interacțiune cu Ana? Din a treia, a patra zi de Bass House. E că prima interacțiune a fost la un photoshoot înainte de Bass House, că ne-am dus să facem niște poze de... Pentru poster. Da. Și ce părere aveai de atunci? La strict bă, fizic nimic, vorbind. Nimic. Adică eram... Nu-i păsa că există. Da, nu eram, adică nu că nu-mi păsa de ea sau ceva, eram... Nu-i da, e o fată. Ia puțin, Ana. Că vreau să întreb și pe ea ce părere. Dar și ea la fel, 100% probabil. Eu eram, da, mai o fată, adică nu mă uitam, chiar nu mai căutam, bă, nu mai uitam la fete să zic, mamă, ce-mi place de aia, mamă, ce nu știu. Eram, băi, o fată, adică, știi, băi, bă, e foarte frumoasă. Acum, după ce am cunoscut-o, mi se pare mai important, putea să fie urâtă. Urâtă. Putea să fie urâtă, chiar. Bă, da, bă, da, e superbă și o iubesc. Dar la modul, deloc nu m-am îndrăgostit, la modul să zic, bă, dragoste la prima vedere, m-am îndrăgostit de cum arată, știi? Mm. Nu, m-am îndrăgostit după ce am cunoscut-o. Și care a fost? Mi se pare mult mai insane. Prima interacțiune cu a voastră care ai zis, mamă, bă, poate este ceva aici. A, asta a fost cam după prima seară, după a treia, a patra seară de Bass House, după așa? Ce, după grătar, după ce am rămas noi doi, așa. Cam aia a fost. În ce contează să rămas voi doi? Am rămas noi doi în living. O plecă la sub majoritatea. Și după am mai stat câteva ore de vorbă, am stat cred că până la 4-5 dimineața. Cam aia a fost, că după stăteam în camere separate. Și după zile următoare eu mă tot țineam de el și el nu prea înțelegea de ce mă țineam de el. Dar nu înțelegeam, adică după seara aia, după ce am vorbit, că nu prea a vorbit primele 3-4 zile cu mine, dar după ce am stat așa și am vorbit la un grătar, după ce a văzut că bă, ne înțelegem, bă, stătea să vorbească cu mine și eram... Bă, ceva e suspect, adică... Stai. Și după am venit la el și n-am început să vin și am zis...
hai, nu vrei să facem un TikTok? Și da, chestii de astea. A făcut TikTok cu mine și eram, pot, vrei să faci un TikTok cu mine? Și era, da, vreau să fac un TikTok cu mine. Ok, hai, facem un TikTok. Și după i-am zis, auzi, da, tu vii la Hustle? Și că era fix după Bass House. Da. Și a zis, tu vii la Hustle? Și a zis că, nu știu, nu cred, de ce? Am bilet, nu am cazare. Da, n-are bilet, n-are cazare. Și a zis, a, păi, eu lucrez la, dacă am eu cazare, mergem, da, și ce? Vrei să vii cu mine? Vrei să vii cu mine? Și eram, mă, stai că, mai că vin cu tine la, vrei să mai cu tine? Nu știu, și face, da, da, te iau cu mine. Mi se părea suspect, adică, bă, random, aia, da, era, fost... mi-am dat seama cumva mă place, știi? În capul meu, băi, deci mie mi-a plăcut rău de tot de el și gen, în capul meu eram Ariana Grande, mă, I want it, I got it, gen, I got okay, it, ok, ok, un fel de Pete Davidson la... Da, mă, persoan, eram, la eu nu eram, bă, o să am relație cu fata asta. Îmi plăcea de aia sau așa, dar, bă, nu mai căutam relație, eram, bă, da, atras ea de mine. Bă, și după am cunoscut-o și mi-a zis, da, mă, let's give it a chance. Cam aia a fost și s-a transformat în niște TikTok-uri pe net, după am început noi să ieșim așa să văd dacă ne cunoaștem, că de-aia nu ne-am arătat în prima pe net. Știi, adică noi după câteva săptămâni, o lună, ne-am dat seama, bă, n-am avut niciodată discuția, suntem împreună. Eu când m-am întâlnit cu amândoi, când m-am cunoscut, m-am stăteam împreună oară, foarte mult. Erați chestii? Pe combinații sau erați împreună? Eram pe combinații. Eram pe combinații, pentru că doar ce, gen, atunci trăgeam eu de el, că îmi plăcea eu de el. Eu știam că voi sunteți împreună. Bă, nu, știa, nu era clar că suntem împreună, că noi n-am avut discuția. N-am avut discuția, bă, suntem împreună. Dar v-ați pupat de față cu mine? Da. Da, ne pupam. Eu când știu înainte de voi. Și eram... eram, bă, nu vrem să ne afișăm pe net sau chestii, că nu știm dacă o să rămânem împreună. Da. Păi și după e urât față de, da, copii și chestii. După a venit Ana la mine în cartier și a... eu stăteam cu Robică. Mm-hmm. Na, stăteam eu cu Ana în cameră și Robică pe canapea, respect Robică. Gen. A stat vreo 2 săptămâni pe canapea. Robică, te iubesc dacă vezi asta. Și eu eram, da, mă, vine și Ana pe la noi, stă câteva zile. Încă aici. Și n-am mai plecat niciodată. And I never left. Am mai plecat când era la Târgu Jiu cu Bacu și tot. Da, mă, și ea stătea foarte mult cu mine. Lumea nu prea știa că nu prea ne postam. Uh-huh. Și la modul mi-am dat seama, bă, what, stau gen, foarte mult cu fata asta, chiar îmi place de aia, dar n-am avut niciodată discuția, suntem împreună sau nu. Dar după o lună, și eu eram, bă, noi suntem împreună, nu? Și face, da. Și da, am rămas împreună și după ne-am dat seama, am zis, bă, cum facem să anunțăm și noi până că suntem împreună? Și era ianuarie, februarie. Și am zis, mamă, ziua îndrăgostiților. Ziua îndrăgostiților. Hai la Paris. Hai la Paris. Păi da, aia. Și am zis, hai la Paris, 14 februarie, nu-mi pasă că ne mai prefacem noi că nu suntem împreună 2-3 săptămâni. La Paris, 14 februarie, poză de la Turnul Eiffel. Pentru că voi, acum mi-amintesc, bă, și acum am vin toate în cap, voi... tizuiați puțin, gen, da, publicul, da, vreți să-ți împreună, am zis, bă, dacă și prima poză postată când voi doi vă pupați era aia la Paris. Da. Și cu mami ți-am promis că, da, mami ți-am promis că te duc la Paris. Paris. Era ce? Una la mine. Bă, la bă, ne-am gândit, mie mi se pare că ne-am gândit super bine. Da. Și de-aia lumea a venit și a spus că voi sunteți un, da, cuplu strict pentru, da, marketing, da, da, și voi nu bă, sunteți împreună. Bă, ce hard a fost că noi am fost de pe 10 februarie în Paris. Și noi 4 zile în Paris n-am postat nimic. Eram în Paris, dar nu știa nimeni. Da. Nu mai sunau prieteni și era, bă, hai mă și tu vii la mine la FIFA. Bă, sunt în Paris. Și face, mă, ce? Ești prost? Cum trec că ești în Paris? Zic, bă, sunt în Paris. Cu cine ne ești în Paris? Cu Ana. Oh, ce tare, drăguț. Na, fain. Da. Și nu poți să-i blebuiești, adică acum poți, pentru că a trecut deja mult timp și ar fi ciudat încă să fiți fake împreună. Doar că mereu când postați ceva împreună, bubuia. Da, bă, bubuia. Și acum ai rupe. Și acum rupe, asta e chestia. Și lumea încă spune. Că eu știu de fapt că ei sunt doar prieteni. Adică... bă... oh, nu, ne-a prins semi în persoană. Nu știu, eu nu... nu încercăm așa, dar... de... bă, ne bucurăm că, bă... bă, ne susține lumea așa, random. Adică... cred că te simte, mă, lumea când ești gen tu sau... da, mă, sunteți un cuplu foarte wholesome. Aveți și o pisică împreună? Bă, avea mai multe. Aoleu, pe cine știe, dar s-a dus la sora sa lui, okay, Ana. Ai făcut-o să pare mult mai trist de atât. Da, nu, una este la sora mea, e foarte bine. Sora mea avea încă o pisică și acum are două. Gen, Mip e acolo, e bine pentru toți cei care întreabă. Una e la Târgoviște. Și Donor e la Târgoviște la mama și aia lui Darius. Și pisica asta a apărut random, nu trebuia să mai apară. Da, ne-a, a apărut s-a făcut lui Darius milă de aia. A salvat-o din zăpadă de pe stradă. Era prin pădure, eram... murea de frig. Și Darius s-a oprit pe dreapta cu mașina și a băgat o mașină și a sus la veterinar. Era lângă stradă, era o pădurice și gen, s-o păia pe acolo până zăpadă. Ana nici nu știe, n-a fost acolo, dar a fost ceva de ce. Voi sunteți practic mutați împreună? Da, acum da. Cum e să fii mutat? Bă, mi s-a părut insane, adică am avut, bă, pare totul power flower pe net. Da. Flower power. Exact.
Da, gen... Power flower. Îmi place. Bă, nu e, nu e așa mereu 24/7. Adică gândește că mai mă cer și eu cu ea. Mai spargi nana farfurii prin casă? Da, le sparg de la unghi, ce crezi? Că le sparg de nervi? Nu, le sparg că sunt incapabilă pentru că îmi țineam unghiile foarte lungi. Și acum le-am tăiat pentru că mi-am rupt una din carne, dar nu contează. Dar înainte le țineam foarte lungi și le spărgeam de fraieră, nu de nervi. Da. Din exterior, nana pare foarte înțelegătoare când vine vorba de timpul tău de gaming, ceea ce da, mi se pare foarte important. Să o, cumva să o educ. Că dacă nu, voi, nana... Și cum e, că amândoi sunteți la o vârstă destul de fragedă și v-ați mutat împreună ca și cuplu. Și chestia asta nu poate să fie, nu poate fi roz, de exemplu. Nana mai sparge o farfurie două prin casă, nu-i așa, Saic? Nu-i așa, de fapt, nana? Da, nu... Deci, mă, că ne certăm, ne enervăm... Care e motivul fundamental pentru care vă certați de fiecare dată? Adică trebuie să fie un motiv... Exemplu, bun, nu știu, am nicio idee. La mine că îmi las peste tot hainele. Asta e un motiv bun de ceartă pe care. Bă, de asta nu ne certăm de chestii de casă sau așa. Chiar nu ne certăm. Mai aveam noi chestii de astea personale de. Da, trebuie să ne înțelegem și noi ca copii, avem personalități diferite și așa. Nu vine să discut tot acum, n-am chestii între mine și Ana, nu. Logic, extra mega importante. Dar nu, pentru mine cea mai mare schimbare a fost, am mai avut așa, nu crize, mă, am avut așa momente și eram, încercam să-i scriu la Ana, bă, mi se pare scary rău de tot că stau cu tine în casă, într-o dată, că zici că am nevoastă, what the fuck, am 19 ani, sunt și eram, bă, mi se pare insane, încă continuam așa, eram, nu vrei să o luăm mai încet și Ana era, bă, cum vrei tu, mă, Darius, adică să te simți și tu bine, adică mă simt foarte bine cu ea, dar mă sperie chestia asta, că bă, într-o dată mă înțeleg cu o fată foarte bine și într-o dată parcă am nevastă, știi? Și îmi place de aia și tot, dar mă sperii și pe mine gândul ăsta că-s copil, știi? Da. Într-o dată, adică n-aveam iubită, n-aveam, știi, stăteam cu ai mei și tot și acum stau singur, mă întrețin singur. Au venit toate astea peste mine într-un an, m-am mutat la București, nu mai mă întrețin singur, total. Am o fată cu care stau în casă, am o pisică, țin, nu știu, s-au schimbat totul, de parcă efectiv sunt matur de la o zi la alta, știi? Mm. Și s-au adunat toate pe capul meu și m-a speriat așa puțin, dar mi-am dat seama, bă, ești nevoie să trebuie să fiu matur. Adică asta trebuie să fac, altfel n-am ce face. Cum mai e nevoie de un câine de tot. Vreau să... Nu puteam să vorbesc la podcastul tău, toate lucrurile mai puțin... Mi se pare că... Eu personal n-am cum să zic Psych fără Robigă, fără Robinet. Pentru că v-am cunoscut în același timp. Da, bă. Și amândoi îmi sunteți foarte simpatici. Și mereu când vă văd pe amândoi, mai ales când îl văd pe Robigă, îl iau și îl pup până, foarte simpatic, Robigă. Cum, care chemă striul ăsta între voi doi? Bă, să zic scurt și la subiect, ok? Da, dar să zici când v-ați cunoscut prima oară, te rog. Acum 3 ani jumate pe Fortnite. Ok. Fortnite a fost mediul în care ne-am cunoscut, am vorbit vreo un an jumate, doi pe Fortnite, nu ne-am văzut niciodată în viața reală, apoi a venit în viața reală la o zi de naștere la un prieten al nostru, ne-am văzut, după s-a mutat el la București, peste jumătate de an m-am mutat și eu și el a zis să mă mut cu el, ne-am mutat împreună, ne-am înțeles foarte bine și încă ne înțelegem foarte bine, dar efectiv Robică mă enervează pe două, trei chestii. 1. 100% are ADHD clinic. Bă! Clinic! Nu știu cum mi zice. Dacă se duce la medic mâine, dar nu se duce el. Și se testează el are ADHD. Uită chestii, face chestii fix. Ce scrie pe net ADHD el face? Da, excesiv. Și nu, cam atât. E prietenul meu foarte bun, e un suflet pur. Ai văzut, e foarte drăguț și așa, adică nu am ce să zic. Nu m-a înțepat niciodată pe la spate, să zic așa, cu nimic. Da. Și... Doar că mă enervează că nu e punctual, atâta, adică dacă nu pot decât să-i zic, bă, Robi, că mâine la 9 îmi vine și mie un călăinu, stă acasă, te trezești tu? Și o să zic că da, mă trezesc. Nu, se trezește. Știi? Adică nu e punctual chestia asta, pentru că uită și nu poate să facă chestiile astea. Cam atâta. Și în ultima perioadă, cam de vreo 2 săptămâni, nu mai vorbesc cu el, că, bă, eu tind să cred că trece el pentru o perioadă mai nașpa și, nu știu, are niște probleme și nu vrea să deschidă, dar eu încerc să-l fac să deschidă, să-l înțeleg, dar nu vrea să vorbească cu mine. Și... Eu fac un stând mai mult înapoi pe Fortnite și că îmi place, știi? Stând în casă foarte mult și focusându-mă pe treaba mea, nu prea am mai avut așa tangențe în care să ieșim. Ne-am mai întâlnit pe la Gami sau așa și am cam
Bă, nici nu pot să mă dau cu presupusul prea devreme că s-a întâmplat asta decât în ultima lună, știi? Da. Nu prea am mai vorbit în ultima lună, dar atâta, dar în rest e cel mai tare prieten. Nu, dar mi-am adus aminte de ce vorbeam înainte să facem pauza de baie. Vorbeai de videoclipul de la Shelly, mm-hmm. în care a fost chestia foarte virală cu întrebarea legată de Fortnite și Nana. Mm-hmm. Și bun, odată pentru totdeauna, hai să o clarific simplu și la obiect. Pentru oamenii care sunt inteligenți și înțeleg cum funcționează creierul uman. Cezara, dacă vezi podcastul ăsta, dacă vezi momentul ăsta, comentează aici asta. Ceva. Comentează ceva și îți dau pin la comentariu, Cezara. Ok. Băie, gen, pentru oamenii care chiar efectiv înțeleg o chestie, adică 99% pentru oamenii care comentează și dați hate, sunteți ciudați, nu știu. A fost întrebarea, te-ai lăsat de Fortnite pentru Ana? Okay. Și am zis nu. Și e adevărat, chiar nu m-aș lăsa de Fortnite pentru Ana. Și după a zis că e o carieră și au mai fost niște glume și a devenit foarte viral pe TikTok. Simplu și la obiect, eu în sinea mea cum o gândesc și așa probabil o am gândit-o și mi se pare real. Nu ar trebui să faci o chestie pentru o fată ca să te placă. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Adică eu nu trebuie să mă schimb, să mă las de Fortnite pentru Ana ca să fiu cu Ana. Dacă ea nu mă acceptă așa cum sunt, adică că mie îmi place să mă joc Fortnite, că îmi place să fac chestia asta și din ce mai fac eu, înseamnă că nu e persoana potrivită pentru mine. Clar. Deci înseamnă că nu are de ce să stea lângă mine. Deci nu m-aș lăsa niciodată de Fortnite pentru ea. Altfel ar fi altă persoană și pe aia ar fi. Adică nu o să niciodată să nu vă schimbați pentru o persoană. Niciodată să nu încercați să vă schimbați voi pentru că vreți o fată sau dacă sunteți fete pentru că vreți un băiat. Fiți persoana care sunteți voi și încercați să rămâneți aceeași persoană mereu pentru că odată și odată o să fie o persoană care mă înțelege exact așa cum sunteți voi. Și punct. Decât dacă nu sunteți ciudați și vreți să faceți rău unei persoane sau ceva, dacă sunteți o persoană normală care, nu știu, are treburile ei, fiți cum sunteți voi. Plus că niciodată nu l-aș pune să aleagă între mine și Fortnite. Adică niciodată n-aș veni la el și a spune: Darius, de mâine dacă te mai joci Fortnite, o să dispar din viața ta. Gen, de ce a zice asta? Din asta trește cariera omului. Eu vreau să-l văd bine. Vreau să-l văd să-și atingă targetul, succesul, tot ce-și dorește el. Normal că sunt lângă el și susțin. Nu l-aș pune niciodată să mă pună pe mine în fața chestiei aștia. Prefer dacă vreodată, nu știu, se întâmplă chiar așa să fie nevoie să-și aleagă cariera peste relația noastră. Ipotetic. Nu o să fie nevoie niciodată. Dar mie asta mi se pare că înseamnă oarecum să iubești o persoană, gen să îl lași să fie fericit și să-i dorești fericirea chiar dacă fericirea aia nu e lângă tine. Mm-hmm. Orice ar fi, gen, vreau să fii fericit. Anyway, asta că iubești. Mi se pare că cel mai important este să te iubești pe tine, bă, Emi. Corect. Tu ca persoană. Da. Bă, dacă nu te iubești tu pe tine, cum vrei să te iubească altcineva, știi? Da. Bă, eu mă iubesc pe mine, iubești, nu știu, îmi place cum sunt, încerc să mă fiu eu cea mai bună persoană. Da, uite, nu-mi place că m-am îngreșat acolo în ultima perioadă. Ok, o să mă duc la sală, mă iubesc pe mine, nu știu. Să te pui pe tine pe primul loc, să faci tu chestiile. Faci sacrificii pentru persoana pe care o iubești și faci să o simtă și ea fericită, dar dacă nu te iubești pe tine în primul rând înainte să ai o relație, n-ai cum să te iubească altă persoană. Niciodată. Da. Niciodată. Aici sfatul de la Saic și Nana, cuplul vostru preferat, pentru că foarte multă lume zice că sunteți cuplul perfect și așa, pentru că e normal să zică chestiile de genul fiind... Da, mă, dar așa pare la care... oricine. Da, știu, dar voi deja v-ați... Aveți cumva niște sfaturi, dar sincere, pentru persoanele care sunt de vârstă cu voi și încearcă să aibă un commitment față de relația lor? Da, o să pară cel mai clișeic sfat. Pe rând vreau, pe rând. Comunicarea, frate. Ok. Băi, să mor, dar nu, comunicarea e cea mai importantă. Stai așa. Bă, nu la modul, bă, că mai fac o fază și nu vreau să vorbesc sau nu vrei să vorbești tu o oră, două, nu se pune. Bă, dar la modul... Bă, dacă doar o persoană trage să rezolve problema și a doua persoană nu trage, niciodată. Bă, niciodată n-o să funcționeze. Trebuia amândele să supărăm, zică, bă, frate, uite, vreau să rezolv asta și ea să zică, da, frate, chiar vreau să rezolv. Uite, tu de ce ai făcut așa? Eu de ce am făcut așa? Hai să rezolvăm, să mă înțeleg eu pe mine, tu pe tine și invers. Eu să te înțeleg pe tine și tu pe mine, să văd, bă, de ce ai reacționat așa și eu de ce am reacționat așa. Mm. Și așa se rezolvă problema, că altfel o să stați supărați, o să prindeți foarte multe frustrări și o să se adune și o să vă despărțiți. Mm-hmm. Efectiv. Pute pe cap. Da. Nu mă las Ana să spăl pe cap. Bă, ziceți voi dacă e normal. L-am luat de pe stradă și nu mă las să spăl pe cap. Nu cred că e bine să speli atât de vreme. Bă, frate, vreme. Cum nu e... Da, mă, da, pute. Are două luni totuși. Nu trebuie să fie spălat, bă, să se spele singur? Ani... Pe cap? Spală, da, pute. Trebuie să spele maică să pe cap, da. Păi și are mamă? Nu prea are. Exact. E orfan, dar că... Adică,
Bă, chat, am luat o pisică de pe stradă. Nu-i normal să o spălăm și noi complet înainte să o punem undeva? Da, chat. Nu m-a lăsat să o spăl pe cap. Am spălat-o pe corp. Dar nu pe cap, dar și pute capul. N-are voie să intre apă în urechi la pisică. Bă, nu știu dacă e adevărat, n-am avut pisici așa multe, deci ziceți-mi voi, chat, eu vreau să o spăl pe cap. Anyway, da. Fiind din amândoi din din industrie, făcând parte din industrie, există și gelozii. Adică trebuie să e imposibil să nu există gelozii. Bă, nu mi se pare la noi. Ce gelozie să am eu pe aia? Face Fortnite ca mine să am gelozie că face mai multe. Nu unul pe altul, cred că te referi. Unul pe altul? La ce te la ce crezi că mă refer? Mă gândeam că dacă te referi, nu știu, că poate să fie vreo gelozie de astea gen că sunt alte fete mai așa sau alți băieți mai așa. Sunt pentru că mergeți amândoi la petreceri mondene, toată lumea de sală cu toată lumea, poate Nana mai face o poză cu cineva, poate tu mai faci o poză cu cineva, poate vine vreo fană la tine. Adică sigur trebuie să existe puțină gelozie ca să fie gen relația sănătoasă, 100%. Bă, da, e când îți dai seama nu-mi place când se apropie un băiat de aia random, dar asta depinde de iubita ta, de femeia pe care o ai lângă tine, că dacă... Ea nu-i lasă loc. Asta? Dacă ea nu-i lasă loc să se apropie mai mult decât salut. Deși eu de când nu știu un păi pe normal, e că uite Ana să vorbească cu tine, știi? Da. E prietenul meu, adică poți să vorbești cu Ana, nu. Dar înțelegi ce zic, știi? Da. Adică nu niciodată. Înțelegi ce zic să sunt cazuri care da, sunt unii puțin mai sensibili. Nu trebuie să lase fata de lângă tine să se apropie un băiat mai mult decât nu trebuie. Și înțelegi în chestia asta la ce mă refer. Da. Să nu se apropie un băiat mai mult decât să-i lase loc. În fine. Dar da, există. De exemplu, Ana e dansatoare, da? Probabil să mai aibă coreografii în care mai dansează cu un băiat. Îți dai seama, bă, înțeleg, e meseria ei, îi place să danseze, poate mai trebuie să facă o coreografie cu un băiat, eu nu știu să dansez, nu poate să facă cu mine. Zice, mă, nu-mi place dacă faci o coreografie cu un băiat, cine bă să o fac? Trebuie să o facă, nu? Da. În sinea mea, mor, dar trebuie să o facă. Dai, bă. Sau, așa că trebuie să zic că e de două microfoane aceste informații ce ai. Sau, de exemplu, iubitul meu care e Fortnite kid, da? Yeah. Fortnite gamer, yeah. Așa. Trebuie să aibă skin-ul pe Fortnite, femeie. Ah, n-are ce să... Glumesc! O să tai partea când zici că glumești și lasă așa, glumesc. Ce rău! Glumesc. Wow. Pe TikTok-ul ăla, pe YouTube, nu. Bă, vreau să zic că pisica miau. Nu o să zică. Da. Prima J-editului poate zice, nu? A plecat, bă. Unde pleci? Na. Ce putere are? Ce poate să fac? Am luat-o înapoi. Vreau să întreb pe Nana ce prea ai tu de Fortnite? Păi nu erai nu te jucai pe calculator înainte, nu? Bă, dă-i puțin. Deci, eu ce m-am mai jucat eu pe calculator și m-a apucat iar febra, Minecraft, m-a jucat. Okay. Că mă jucam în pandemie, că era pandemia și ce făceam și noi copii? Da. Făceam server pe Aternus de Minecraft. Noi copii. Și, bă, Fortnite-ul n-auzim în viața mea, gen, știam că e un joc Fortnite, dar n-aveam în cap cum arată, ce trebuie să faci, nu știam nimic de Fortnite, știam doar că există jocul ăsta Fortnite. Și după a apărut Darius și l-am văzut pe el că se joacă nu știu ce, după hata face în clip că iubita mea se joacă Fortnite, că mi-i văd iubita așa, iubita mea îmi controlează meci de Fortnite și chestii. Bă, și am început să mă joc. Vreau să zic că sezonul ăsta am fost la event pe Fortnite, eu pe laptopul meu de gaming. Bă, să joacă și off-camera mă. Și mă joc și off-camera. Asta ești foarte norocos cu chestia asta. Da, bă, insane. Te-am întrebat și off camera pe Nana dacă nu-ți cumva se plictisește când faci în fiecare seară content cu Fortnite. Că bănuiesc că ca fată să te uiți aceeași chestie în continuu. Da, mă, dar am camera mea separată, mă duc acolo și filmez. Da, asta e tare. Ea nu trebuie să stea în aceeași cameră să mă audă. Ea stă acolo la serialul ei aici, eu mă duc să și filmez. Mm. Sau ea stă, se duce cu Ioana și cu Ilinca, lui Mădă și Cami. Stă ca fetele și da. Eu stau acasă și filmez, adică nu... Asta e tare în cartier aici, plus că avem toți prietenii și... Cosmopolis gang. Ai văzut trailerul pentru GTA 6? Bun, da. Știu că l-ai văzut, dar ce părere ai de el? Tare rău. Insane. Eu personal am așteptat chestia asta 10 ani de zile. Și vrei să zici că nu-i tare? Ești prost?
Să știi că la început ce am puteai, ce voiai să vrei mai mult? Voiai să vezi Vlad de scripește? Ce voiai să vezi? Nu știu, frate. Bă, ce voiai să vezi? Ce îți pare mai tare? Exact, nu știi. Nu exact. Știu, nu știu. Bro, e insane. Mă rog, probabil că o să mai apare un gameplay trailer. Gen, un trailer strict pentru gameplay, care o să fie total diferit de ăsta cinematic, așa, și cred că o să fie mult mai tare. Și cred că o să fie tare. O să te apuci de stream, de, că te-am întrebat da, chestia asta. Eu sper să mai fac content cu gaming și asta îmi doresc. Și da, sper să mă apuc. Că mi se pare că o să bube în perioada respectivă orice normal, tip de content cu GTA 6. Și de-aia mi se părea și mișto ideea asta că Nana, fiind iubita ta și fiind fată, nu că acceptă, nu se plictisește când vine vorba de Fortnite. Bă, se joacă, bă, mi se pare insens, am zis că se joacă, iau camera. Bă, mă cheamă să-mi arate ce a făcut ea pe Minecraft și pe Fortnite și că a făcut 3 kill-uri și îmi trimite poză. Și sunt, mamă, iubita, ce tare, bravo. Bă, wow. Și ce-mi doresc după? Eu n-am jucat niciodată Fortnite. Da, te bag la setup. Fii atent, vreau să facem un challenge. Nu știu dacă, nu cred că avem cum să filmăm chestia asta, să o băgăm în podcast, că vreau să fac cum nu, am dit mai setup. Un challenge să văd cam câte secunde rezist într-un meci de Fortnite. Eu cred că rezist 30 secunde. Am și timer, am tot. Mamă, chiar vreau. Ce nu avem cum, avem aici 4 cam, 5 camere. Sus avem două PC-uri. 7 de lumini și n-avem cum. Tu, în afară de Fortnite, lăsăm chestia asta pentru final. În afară de Fortnite, ce jocuri te mai joci? Băi, off-camera mă joc. Adică off-camera m-am jucat mult. M-am jucat, bă, CS ca tot omul. Da. 5M, Rocket League. FIFA te joci? Da. Am PC-ul aici, dar pe PC. Scot capul la FIFA oricum vrei tu. Bă, vreau să dăm după. Eu zic că mă bat, dar zic că mă țin și după tine. Și eu cred că te bat. Da, așa la nivelul cu ăștia chiar... Jucam așa try hard, sunt foarte competitiv. Te bat pentru că eu joc FIFA Ultimate Team, dar tu cum... Da, eu joc de cu PSG și atât. Adică... Da. Dar, da, mă mai joc off-camera aceea, dar nu fac conte, nu știu, uite. Eu fiind family friendly, băi, eu mereu zic chestia asta, adică mi nu-mi plac youtuberii care sunt cumva fake, nu pot zic de toți, sunt câțiva acolo, știi și tu, fine. Care sunt fake, eu nu sunt, nu știu, băi, eu vreau să fiu family friendly. Înțeleg comunitatea care se uită la mine, că sunt copii și nu pot să încep să-mi bag toate alea pe live, să fac urât, bine, mai dau rage-uri și chestii, să fac urât în alte sensuri, dai seama ce zic, să încep să înjur, să fac tot felul de chestii. Eu zic pe live, băieți, eu în viața reală nu sunt așa. Dacă stau la un grătar cu băieții și mai beau un pahar de vin și chestii, poate mai dau și-o drumul la gură, nu că poate, sigur. Se întâmplă, e limbajul ăsta de băiețeală, dintre noi, știi? Dar on camera încerc să nu fiu așa. Pentru că, bă, știu ce copii se uită la mine. Mă duc în mall și vine un copil atâta la mine să facă poză cu mine. Da. Păi nebun la cap și o să încep să-mi bag toate alea pe live. Și el să fie pe televizor cu părinții living. Știi? Adică mă simt foarte frost și, băi, îi respect atât de mult pe copiii care vin atâta la mine. Vă zice, bă, stai, mă uit la tine. Și sunt atâta, mă, vere. Da. Nu știu, eu poate pentru unul mi se pare cringe că mă urmăresc copiii, mie mi se pare că bă, sunt așa inima mea, îți dai seama, copiii o să crească mari. O să crească, asta e chestia, o să fiu gen Rafael pentru ei. Da. Adică mi se pare, wow, adică eu aspiram să fiu ca Rafael și cumva poate în viitor pentru un copil o să par ca Rafael în ochii lui. Mi se pare insane, bro. Adică, nu știu. Tare. Da, așa, cam adică pare să zic, cât avem? Peste o oră? Aproape două. Oh, fuck, ok. Avem o oră 40-50, deci o oră jumate de fapt. Și, din nou, asta îmi place mie la tine și respect chestia asta, pentru că tu nu ești doar un jucător de Fortnite. Bă, nu. Nu, ești mult mai mult de atât. Și... Bă, ce... Ești foarte frumos. Revin. Mersi. Revin la început. Mulțumesc. Chiar ești? Asemenea. Dar tu ești actor, nu? Da. Exact. Tare. Și da, eu am făcut, eu m-am apucat de podcast-uri nu pentru că sunt eu bun pe jurnalistică, pentru că hai să fim serios, nu. Și nu, de-aia nu mai am serios. Eu am făcut-o că visul meu e să joc în filme. Tare rău. Și ca să joci în filme în România, industria cinematografică din România e făcută în așa fel încât să fii cu cât ești mai cunoscut, cu atât ai mai multe oportunități la filme. Da. Mă rog, cu alții. Psych.
nu, dacă mă întrebi așa să-ți dau o notă pe total la podcastul ăsta, nu știu să zic, pentru că eu mai tot podcastul am fost amețit. Nu știu cât de interesant a fost să fie informațiile astea spicy. Mă bucur mai mult că am stat cu tine de vorbă. Da, și eu mi se pare că te-am cunoscut mai bine. A fost și Nana aici, o să pun featuring Nana la podcastul ăsta, primul featuring din podcast. Odată. Mă bucur că am avut discuția asta și mă bucur că am fost primul tău podcast, pentru că te-a cunoscut și lumea. Cum ești tu de fapt în viața reală? By the way, dă-mi și mie niște... Tu cu Nana te uiți pe Netflix mult înainte să te culci? Nu. Nu. Ce faci după ce închizi live-ul? Live-ul mă stau cu ea. Stau cu ea și ne culcăm. Am înțeles. Sau stau cu ea și ne uităm la un film. Am înțeles. Rar, dar se întâmplă să avem perioade de câteva zile când vrem să terminăm un serial short. Deci nu m-am uitat niciodată la Harry Potter. Și am stat și... Băi, de ce râzi, Vere? Nu m-am uitat niciodată la Harry Potter și m-a luat Ana să ne uităm la Harry Potter. Și am stat și ne-am uitat la toate filmele Harry Potter. Respect, Nana. Și m-am uitat la toate filmele Harry Potter cu ea. Și a fost o... Bă, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Care persoană este preferat din... Nu știu. Harry Potter. Nu? Da. Da. Al meu e Voldemort. Mie nu știu, mie mi-a plăcut Harry Potter. Mulțumesc. Da. Și uite, ne-am uitat acum ultima oară. Ne-am uitat la chestia aia cu Squid Game, doar că în viața reală. Da, mă, și mi le arată în fiecare zi progresul. Da, în fiecare zi fac ce. Ce tare. Și uite ce n-am și era să zic sclavi. Bește, zic. Nu, a fost un sclavete. Nu, a fost podcastul trecut. Da. Și am pește ăștia roz. E totul roz. Mi se pare că trebuie să ai foarte multă răbdare ca să joci Minecraft. Da, eu mă duceam și făceam ore la mapă. Bă, mi se pare insane că, uite, se schimbă vremurile, dar nu știu dacă doar eu eram copilul ăla. Nu știu că îi pasă chestia asta. Dar eu făceam skin-ul lui Rafael sau lui Slider pe Minecraft în cubulețe pe creativ. Îl făceam în mărime de aia mare, făceam screenshot și îl trimiteam. Bă, nu mi-au răspuns niciodată. Înțeleg acum de ce nu mi-au răspuns niciodată. Adică acum am văzut și eu ca mesaje de la copii care îmi trimit, bă, uite, am cumpărat codul tău. Și nu-i răspunzi? La majoritatea, cred că nu, n-am idee, nu știu câte mesaje am în plus la care nu am răspuns. Mă enervează mesajele acum, ce faci? Nu, pe mine nu mă enervează alea. Și care mă enervează cel mai tare? Și aici, dacă îmi puneți mesajul ăsta, bă, nebunesc. Nu. Salut, Psych. Pot să spun și o întrebare? Punct! Aici s-a terminat request-ul. Și nu-mi zice întrebarea decât dacă îi răspund eu și îi zic da, pot să-mi pui o întrebare. Și după mă întreabă ceva. Bă, da, nu pot să mă... Da, sau mă întrebă ce faci. Bă, întreabă-mă direct ce vrei să mă întrebi și o să văd eu dacă e ok să-ți răspund sau nu. Nu se pare ok? Bă, da. Sau și un... Mam, nebunesc. Nu doar de la abonați. De la... oricine și la prieteni. Bă, ce fai, mă, poți să pun o întrebare? Bă, vere, zi-mi întrebarea, gen. Da, știu. E foarte noi. Că după o să zic, bă, nu. Ah, ok. Sai, ce se întâmplă dacă nu o să mai existe Fortnite? Bă, nu știu, probabil o să fie al joc. Nu m-am stat să mă gândesc așa, gen... Bă, ce o să fac eu fără Fortnite? Bă, nu știu, Fortnite o să ajungă un joc de la Timeless în care poți să joci... Oricând, da. Da, oricând. Da, sunt prea genii oamenii. Sunt prea insane. Bro, a avut pico acum 5 zile la player overall, all time. O să fie un flex pentru mine că o să joc pentru prima oară Fortnite la tine? Pe setup. Da. Chiar da? Da. În comunitatea de Fortnite o să fie respectat. Chiar? Da, în comunitatea de Fortnite, da. Da, în comunitatea de Fortnite. Mă întreb și eu, mă duc la sud steaua, mă duc în peluza sud. Bă. Nu, asta să nu bani chiar. Săptămâna trecută era bine, mă, e mai bine. Dar ce e, mă, Stelis? Eu sunt Stelis, da. A. Tu ce ești? Bă, eu nu sunt microbist. Kindia? Teoretic, așa ar trebui, nu? E regula numărul 1, gen support your local club. Bă, da, FC Kindia. Dar tata, când eram mic, era Stelis și se certa cu... Știi că era Steaua Dinamo? Da. Și se certa foarte mult cu... Pă lăsat pe acolo la mine cu prietenii lui, că mamă, se înjurau că erau Dinamo și chestii. Și am rămas Stelis, că era tata Stelis în casă și... Da, eram... Dar nu sunt microbii sau așa, nu prea... Nici nu știu cine joacă la Steaua.
Nu prea mă uit la fotbal. Chipirliu. Asta știu. Și eu. Nu știu exact ce a ieșit din podcastul ăsta, bă, eu m-am simțit foarte confortabil, mi-a plăcut foarte mult personal, mi-a plăcut că a fost foarte, foarte homie și podcasturile din sezonul ăsta nou, nu știu dacă pot numi sezon nou, dar sunt foarte homie. Cum, și vreau să-ți mulțumesc că m-ai primit la mine acasă. La tine acasă. Ok. Și mulțumesc. Bă, eu chiar mă bucur că ai venit. Chiar? Da. Și mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Nu știu dacă e posibil, dar după ce o să se termine podcastul propriu zis, cred că o să apară o imagine cu mine în care mă joc Fortnite și o să mor. Aș vrea să am un kill, totuși, dar nu cred că o să se întâmple chestia. Dacă ești pe contul meu, nu. Ok. Că e skill-based matchmaking și mă bagă cu player care... Fuck. Da. Fuck. Vreau să fiu amic, băi. Voi nu uitați în primul rând că Psych pe shop. Cu unul, nu cu ei. Știi că e, ok, vreau să zic chestia asta. Da, aia zic, că nu te-am întrebat chestia asta. Ok, vreau să zic asta la final. Nu exista codul SI-KE până să-mi fac eu S1-KE. Okay. Deci eu sunt S1-KE, da? Da. Eu sunt Psych, mi s-a părut mie mai cool că arată cu 1. Plus că Psych, unele de-astea e cenzurat SI-KE pe TikTok, okay. Și așa, că nu știu de ce. Și am zis că, bă, îmi pun cu S1-KE. Mi-am pus S1-KE, mi-am făcut cod pe Fortnite, S1-KE, în fine. Nu exista codul SI-KE, dacă îl băgai pe shop, nu te lăsam, nu exista codul. Mi-am făcut eu codul S1-KE, cu vreo 2 luni, am început să prindem popularitate în comunitatea de Fortnite și a apărut codul SI-KE, random. Adică l-a luat un băiat, că era foarte ușor, trebuia să ai 1000 de followeri și să faci content cu Fortnite. Și l-a luat un băiat, nu trebuia să te cheme ca pe cont, codul SI-KE. Și o perioadă, 50% din DM-urile mele, dacă primeam 100 de DM-uri că a cumpărat cineva cu codul meu, 50% era cu codul SI-KE. Uh-huh. Și nu era codul meu. Și eu răspundeam și eram, bă, nu e codul meu. What the fuck? Face, a, scuze, eu am crezut că așa se scrie. Și băiatul ăla care are codul SI-KE, cred că un sfert din banii pe care aș fi putut să-i fac eu, cred că-s la el. Adică, foarte marketing genius. Iartă-mă, dar e smart copilul. Băi, nu știu cine a făcut, dar e. Geniu. O să-mi fac și eu cu S-I-K-H-E. Nu știu dacă o să... Pentru proștii de jos. Și după mereu ziceam pe... Că sunt fanii tăi, ăia mai proști și proștii proștilor, efectiv. Bă, da, nu știu dacă... Eu mereu acum ziceam Psych pe shop-ul 1, nu cu I. Că una, voiam să zic chestia asta, că bă, dacă tot vrei să mă susții pe mine. Da. După cineva pe care nici măcar nu-l cunoști. Și acum, Ana... Mai învi o dată la ceva timp, la o lună mai primesc un DM cu S-I-KE și sunt wow, încă se întâmplă chestia asta, dar e mult mai ok. Că tu îți dai seama de câtă lume îmi trimite DM că cumpără și câtă lume cumpără și nu îmi trimite. Da. Trebuie la un moment dat să faci un live cu puștul ăla, nu-l cunosc. Păi trebuie să iasă în față. Nu o să iasă niciodată. Băi, e mult mai mult behind the scenes, o să-ți povestesc după. Ieși. Ești în gâtul mătii? Bă! S-a dat try hard, băieți! Da, mă, chat, acum ați văzut și o latura mea în care nu vorbesc extra mega hype mereu și chestii, pentru că... Na? Și sper că v-a plăcut și de mine. Nu știu, ăștia care mă cunoașteți mai mult, sunteți abonații mei de pe live, pentru că pe live-uri sunt la fel ca aici, uneori. Na. Dar ăștia care mă cunoașteți doar de pe episoade, sper că v-ați făcut o părere despre mine și, bă... Ah. Na, ce să zic? Să ai pe șoc. Psych pe shop și o să o las pe Nana să facă încheierea la podcastul în persoană. Ia, fă cu amândouă. Mersi. Ce să vă zic, chat? Să vă mai uitați. Eu... Așa, ok. Să vă mai uitați. Sinceră să fiu, eu mă uit la podcasturile lui Emi cât timp mă machez. Pentru că este... Efectiv, e best thing. Best girly thing. Te machezi, bam, podcastul lui Emi pe fundal. Și sper că sunteți conștienți că eu am un televizor în față și vă văd reflexia exact ce faceți în spatele meu. Apreciez, Ana, pentru ce vorbim cu voastră, da. Dar, da, chat, like. Și bine văd camerele astea, da. Like, share, subscribe, alea, veniți la party-uri, la FOMO, că e Caterin, că rău de tot, recomand eu. Aici eu, Emi, cu tricoul cu Cezara, te pupăm, Cezara, vă pupăm pe toți și... Crăciun fericit! Și Crăciun fericit! Pa! E ca la Warzone, e ok. Zim pe ce ies. Vrei să duc undeva try hard? Du-mă de acțiune. Du-mă de acțiune. Ok. Așa.
Ia tu acum. Du-te acolo, de aici. De aici. Din aici trebuie să te duci. Du-te mai jos, dai. Cu vofona ai să dau automat când ajungi aproape. Așa. Oh, top. Și după coboară pe aici, pe undeva unde apuci. Și când atingi pământul, începe timerul. Pentru editor. O mai repede să mă duc? Că vreau fix aici. Vreau în clădirea asta. Nu pot mai repede, că te-ai dropat prost tu. Puteai mai repede dacă te dropai bine, dar nu știai. Hai și 3, 2, 1 și start timer. Ce pula mea? Ah, ok. Unde sunt armele? Armele. Uite una. Apasă E. Apasă 2 acum. Pe shotgun în mână. Perfect. Aoleu, nu știu cu... ai dat sprint. Nu mi-a damage, nu? Ah, ok. Să bate aia în stânga ta, dă mor. E cineva pe aici? Mhm, stânga ta. Dar vezi că ți-ai lăsat arma jos. Bă, e grenadă, mă! Mi-a luat și mine din viață? Nu, aia dă doar pe shield. Tu n-ai shield. Uitoară-mă în fața ta, dă-te iau pe aia. Dreapta ta! Băi, n-ai rezistat foarte mult. Nu e așa ușor ce face Psych. Deci da. Asta a fost. GG.